gata, unde a dat drumul. Dă-i drumul, da? Dă-i drumul. Da. Ziceam că-ți povestesc cu geamurile de la... Păi da, dar a început să filmezi acum. Păi da, filmat, că vreau. Nu, nu, nu. Da, mă, nu, lasă așa, nu, lasă așa. Lasă să se meargă. Am luat geamuri mâncați și gura ta, Butterfly, că am zis că nu mai pun pe nicio mașină niciodată. Am avut pe Ascona, am dat toți banii din lume, banii de tinichigerie, nu știu. Stai puțin, Butterfly, adică... Astea din spate se deschid. Doar așa? Da, pop-up. Puțin. Windows, să spun. Pop-up și sută. Așa. Și ea de fabrică a avut fixe. Și am căutat astea. Mă rog, alea de fabrică erau moarte, whatever. Și am căutat astea. Și într-un final pune un tip un anunț pe Facebook și zic, Dane, scrie tu. Scrie tu, că dacă scriu eu, nu mi le dă. Tu fiind femeie, te vede pasionată, nu știu ce, sigur ți le dă. Și așa a fost, le-a luat. Cu 10 milioane amândouă. Dar de unde? Vă lua după nume sau după poză de profil? După ce de la? Probabil că da, i-a scris acolo, pe Messenger. Pe OLX? A, pe Messenger. Nu, asta a fost pe Facebook anunț. Facebook, gata. Mă rog, am luat geamurile, totul bine și frumos. Lipseau niște chestii de la ele, în fine. Băi, și am vopsit mașina și după ce am vopsit mașina, am pus geamurile să văd și eu cum arată, cu ornamente, cu nu știu ce. Și am pus un geam pe partea aia, pe dreapta. L-am pus frumos, nu știu ce, bravo, bravo. Am uitat de el. L-am lăsat acolo. Dar era, stătea pe prietenie acolo, înțelegi? Vin eu pe partea asta, pe stânga, nu știu ce, montez la ușă, trântesc ușa să închid ușa ca de geamul, mâncați și gura ta și spart geamul. Problema nu era că sunt scumpe, pe lângă că sunt scumpe, sunt și foarte rare. Nu le găsești. Mamă, ce fac? Îi dau mesaj. Am spart geamul. Deja mă pusesem în genunchi, nu mai puteam de nervi. Nu găseam nici măcar de alea normale. Ne butterfly. Ne butterfly. Băi, dar te rog eu frumos, iartă-mă că te întrerup. Cum adică vă stătea pe prietenie? L-am pus acolo, stă dacă... Stă, fără da... Fără să prinzi în șuruburi, știi? Pe obraz, așa. Da. Am trântit ușa, a căzut geamul, ce facem acum? Caut geamul, găsesc pe la Maramure și un set de geamuri, 800 de euro. Zic, mâncați și gura ta. Două, 800? Setul, da. Pam, 800 de euro. Da, bă, da. Dar ți-am zis, problema e că nu le găsești. Lasă că 800-1000. Nu le găsești. De fapt, nu lasă că 800-1000 sunt 800-1000. Nu le găsești. Și am, din colț în colț, până la urmă, vorbesc cu un băiat de la Craiova, de la care am mai luat eu diverse piese de-astea rare. Zic, nu cumva ai un set de geamuri din astea Butterfly? Ba da, am, dar nu știu dacă să le vând, că ultimul set l-am vândut cu vreo 1200, nu știu cum e, mult. Cu 50% mai mult. Zic-mi decât... și nici nu vreau să te întreb cât costă. Lasă că nu te mai întreb, mai stau, mă mai gândesc, hai totuși zi-mi cât costă, știi? Bă, că stai, că nu le-aș vinde, dar hai că ți le dau, 600 de euro. Îți dai seama că le-am luat, nu? Și uite așa, am aruncat 600 de euro pe geam, cum ar veni. Bă, hai, Dane, pune-mi întrebări, lasă. A, salut, Dane. Salut. Ce bine că ne-am întâlnit după un an de zile să fim o episod. Mau. Da, mă, deci unde am rămas? Eram acum un an. Cu Daniel. Cu Daniel la Five to Go. Între timp nici nu mai există Five to Go. La s-a închis. Nu, e ca să dreau. Păi, era pe niciodată. Pierdere în continuu. De la lună la lună, Buga venea cu bani de acasă, ca să înțelegi. Ca să poată să-și bea și ei cafelele pe care le plăteau. Deci eu am Five to Go, mă duc la cafenea, îmi plătesc cafeaua. Tocmai ca să ții, să ai cash flow, știi? Să ai cafeneaua ta, dar veneam cu bani acasă la sfârșitul lunii. Mă rog, povestea mai lungă. Mă rog, ăla era oarecum sediul nostru de filmare, teoretic. Între timp nici nu mai e Maroga, nu mai filmează, e prietenul meu Edi în spatele camerei. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că ne ajută. Și nu mai e nici Five to Go, Dani mai e încă, e ok. Noi am plecat, cum ziceam mai devreme, am plecat la pâine puțin. Băi, Dani ne-a adus împreună, pe toți. Pe toți, da. Păi, nu știu, majoritatea, cel puțin pe mine și pe tine, Dani ne-a adus. Am plecat până la pâine și ne-am întors să filmăm episodul. Că la finalul cu Dani am zis să lase lumea întrebări pentru tine în comentarii. Bine, cred că sunt vreo 4 întrebări. Și că dau eu 10 odorizante, ca ghitros. Nu mai dau altceva, că nu avem. Adică dacă intri pe shop, nu ai ce să iei. Nici odorizante nu mai e. În curând. Da, și am zis să reluăm și noi cu episoadele și să facem așa, măcar unul pe lună sau când poate Edi. Când poate Edi, filmăm. Când nu poate Edi, nu filmăm. Că el e șef. În final. Măcar unul pe lună, auzi că e ocupat omul.
cu cripto, cu coding, cu stocuri, cu femei la produs, cu tot ce trebuie. Bine, fără femei la produs, Miruna, îmi pare rău. Ea e matroana. Ea e cu femeile la produs. Și am zis să ne întâlnim cu Adi la el la service. De fapt, nu la service, stai puțin, că vreau să plecăm de la alte idei. Adi, cred că îl cunoaște toată lumea și dacă nu îl cunoașteți, aia nu o să ne trebuie. Eu l-aveam în telefon Adi Sudoru. Am avut o dezbatere cu el, cum că Sudor e așa, nu e, nu? Sau cum? Băi, sudor înseamnă să faci doar asta, să sudezi de dimineață până seara, să cunoști metalele, metalurgie, să cunoști... Adică tabelul lui Mendeleev, să fii acolo, no, măcar pe feroase. Da. Ok, dar să faci doar sudură. Sudor, din punctul meu de vedere, este un om care este certificat pe treaba asta. Mocanu e certificat pe treaba asta? Nu știu. Nu știu, Mocanu e certificat, e sudor sau ești doar așa? Sunt curios să... Suntem curioși să aflăm. Ok, dacă Mocanu este certificat în a produce acele poduri. 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 Dacă nu știți, Mocanu, membrul nostru de la începuturi, moldoveanul nostru, a făcut podul de la Brăila, nu? El a făcut. El a făcut, zici că e al lui. Zici că e al lui. Doar pe subiect. Doamne ferește. Nu, de alta, dar are o familie frumoasă, doi copii, nu merită să doarmă și ei sub pod. El merită, dar copiii nu. Da, deci să ne revenim. Deci sudorul e ăla care sudează. Bă, am intrat în hala asta și sudez. Nu fac nimic altceva, doar sudez. Da. Ok. Tu ce ești, de fapt? Ca să știu să te schimb din telefon, să nu mai fii adus sudorul. Băi, eu sunt, sau nu știu, așa mă simt eu și mă declar, sunt fabricator. Asta înseamnă fabricator. Că... Asta înseamnă că pot să creez anumite elemente, nu orice element, din metal în principiu. Fie el aluminiu, fie oțel. O persoană sau o companie care produce ceva, în special în industria de procesare. Eu ți-am mai zis, în limba română s-ar traduce ca... Nu, sculer matrițe. Nu, ca lăcătuș mecanic, cred. Nu. Deci nu e Adi lăcătuș mecanicul. Nu vrem să zicem așa. E Adi... mai bine, fabricator. Și de aici și numele de la Rocket Fabrications? A, deci aveai ideea asta de mai demult, adică știai că nu e sudor. De ce nu le zici la aștia? Bă, nu mă zi, mă, sudor, dă-te în chilul meu, zi-mi fabricator, că... Na, oameni... Mă jignești, zic, adică... În general, mi se spunea porchi. Lasă-mă! N-am avut nimic. Băi, erau niște desene animate, sau era ceva cu porci de aia, cu rockerii, sau ceva, sau am eu memorii proaste? Cred că nu mai țin. Băi, erau niște porci de ăștia haladiți, gen cu veste de alea de piele, cu nu știu ce, și erau ei cu mot. Da, de acolo mi se trage, de la desene animate. Deci, nu mai spuneți Adi Sudoru, vă rog eu frumos. Eu schimb acum în telefon și zic Adi Fabricatorul. Adi Sudoru, nu. Mai am Adi Sensei, ăla e unchiul meu. Dar ăla nu pot să-l schimb, că chiar e Sensei. Adi Fabricatorul și cu de-aia sus, știi, că aia Fabricatorul. A-F, scrie acolo, as fuck. As fuck. Fabricator as fuck. Adică tu ești mai mult decât un sudor. Nu neapărat, nu. Mai puțin decât un sudor. Nu, frate, eu folosesc sudura ca o unealtă. Adică pentru mine sudura nu este principalul domeniu de activitate. Mie mi se pare că e un moment definitoriu acum. Să știe lumea că tu nu ești sudor. Tu folosești sudura așa. N-am discutat cu nimeni pe larg chestia asta. Deci pentru Adi sudura e așa, e means to an end, adică... Nu. Sudura pentru mine, într-adevăr, a fost o oarecare pasiune. În sensul în care mi-a plăcut să iasă frumos și să arate bine. Bun. Și am depus mult efort în sensul ăsta de-a lungul timpului. Pentru că mi-e așa nașpa. Știam că n-are rezistență. O vedeam, adică cumva în timp capeți un skill-ul pentru că exersezi. E ca la orice domeniu. Orice îi face, exersând, capeți un skill. Mă rog, nu vorbesc de, nu știu, pictat tablouri sau nu știu. Pe cred că și acolo. Probabil că și acolo. Trebuie să ai și un pic de talent. Și aici trebuie un pic de talent. Cum fuți acum față de cum făceai când erai copil? Rotopercutoare, suduri anale. Aici supranatural. Mă, tu știi că eu l-am dus pe tâmpitul ăla odată cu mașina. Pe cine? Pe ăsta de care cântai tu mai devreme. Nu știu cine. Cum? Nu știu cum îl cheamă. Eu nu știu, nu am făcut referință la nimeni. Pur și simplu mi-a venit. În fin.
Poți să povestești, cerem voie să-l numim dacă e. Ok. Deci sudura este una din tehnicile pe care tu le folosești. Exact. Din punctul meu de vedere, făcând semantică, ești mai mult decât un sudor. Adică pentru că nu e așa, nu, pentru că nu poți să sudezi. Băi, iar mă contrazice. Băi, îi spun de ce. Sudura este foarte complexă. Într-adevăr există sudori specializați pe anumite tehnici sau pe anumite materiale, sau dar există sudori la scară largă care pot să sudeze de la fontă la, nu știu, materiale care sunt foarte greu de sudat. Sau poduri la Brăila. Sau poduri la Brăila. Ce dracu? Pentru mine nu e așa. Eu am nevoie de câteva metale. Sau nu știu, folosesc câteva metale în ceea ce fac. Păi și de ce ți-a zis lumea sudorul? Pentru că sudam bine, probabil. Și tu, băiat, fiind... Vezi, deci sudezi bine. Da, dar ești mai mult decât am limitările mele în normal, ce privește normal. Sudura. Pentru că... Ok, gata, hai să lăsăm așa. Am înțeles. De când faci treaba asta? Am înțeles că nu ești certificat. Nu, deci, automat, n-ar avea lumea de ce să zică Adi Sudor. Exact. Că nu ești Sudor. Ești Adi. Adrian. Adrian Fabricator. Adrian Fabricator. Rocket Fabrications. Pot să fac, da, de la Rocket Fabrications. Adică poți să faci și rachete? Dacă vine aici Musk și zice, bă, vreau în România să fac o divizie StarX. Știi că StarX se cheamă, Eddie? StarX se cheamă divizia lui Musk de... rachete? Adică îți povestesc. SpaceX. Îmi cer scuze, Elon. Dacă vrea el să facă o divizie în România, că n-are cu cine, că guvernul sunt morți, și vine la tine să-i faci rachete. Da, vine în Gărcene aici, Poltenițe. Vine Poltenițe, Elon, să facem aici rachete. Dar știi că sudura a fost inventată pentru navetele spațiale. Vezi, bă? Știam eu cam cu ce să vorbesc aici. Eu nu sunt pasionat de mașini, nici de sudură, habar n-am. Adică eu de-abia am învățat să dau găuri în perete. De asta îți povestesc. Cu diblu de 8 și de 6. Cel puțin, nu știu MIG-MAG-ul, dar TIG-ul a fost inventată pentru sudura în spațiu, unde nu ai nevoie de gaz protector, mediu protector, pentru că acolo e vid, nu ai oxigen, nu ți-a contact metalul cu oxigenul, nu se întâmplă nimic. Vezi. Sudură contactless. Am înțeles. Deci acolo a fost dezvoltat pentru stațiile spațiale și așa mai departe. Da. Ok. Ca toate lucrurile bune, de altfel. Când ți-a venit tehnologiile... Când ți-a venit treaba asta cu sudura, cu fabricațiile de fapt? Mi-a venit în felul următor. Am avut prima mea mașină. Eu nu, înainte n-aveam treabă cu mașinile. Da, avem noi treabă cu mașinile, mă, noi avem treabă cu mașinile. Am luat permisul destul de târziu, așa, în comparație cu, nu știu, restul de colegi sau... La ce vârstă? La 20 de ani. Ok. Prima mea mașină, m-am dus cu banii jos, efectiv, și am cumpărat-o din Alba Iulia, eu singur pe tren, cu banii în buzunar, 6.000, 4.000, nu mai știu cât era de euro. Mă și gândeam, dacă mă prind ăla, mă violează, nu știu ce-mi face acolo, îți dai seama, mi-a banii. Dar la să vedea, adică din ce vorbeam, pe vremea nici nu era, nu știu, nu mai știu pe ce dracu am vorbit, mesaje, nu știu, la telefon, nu mai știu, că nu existau WhatsApp. Da, nu, că la fel sunt și eu, că mi-am luat mașina asta pe care o am acum, o am din 2006. E, tu ai luat-o de nou. De nou. O tot un bagam bătân care a luat-o din Germania, a lovit, a făcut-o puțin, am matriculat-o cu numere de mure și mi-a vândut-o mie la Brașov. Și eram disperat. Vreau și eu un Opel Astra, te rog, în două uși, modelul ăsta nou, că nu mai pot să-mi fierb. Păi ia, am una roșie, 1.4, a doua, încoace că e a mea. Și la fel, nu știu pe ce am vorbit cu el. Da, asta spun, înainte nu existau. Pe ce vorbeam în 2006? Mediile astea de socializare. MySpace. Îmi vine, cer fie că m-am dus MySpace. Cu tine, nu? MySpace. MySpace. High five, da? Pe ce? Cum mi-am luat eu mașină în 2000? Nu-mi vine să cred. Da, continuă, te rog. Și am ajuns la Alba Iulia, mi-am cumpărat mașina, am plecat cu ea de acolo. Pe drum, ca să vezi cât eram de prost. Mi-a ajuns apa la 97 de grade, îți dau exemplu, da? Zic, mamă, fierbe mașina. Eu știam în capul meu că trebuie să stea la 90 de grade. Fierbe mașina, opresc pe dreapta, desfac bușonul, iese, îți dai seama, haos. Iese toată apa de acolo. Zic, hai că fi avut o pasă proastă. Că omul m-a plimbat, chiar a fost super fer cu mine. De unde ți-am zis, stăteam cu teamă că mă violează și mi-a banii. Eu puștam copil, aveam 20 de ani. Poate te gândeai la treaba asta. Că te violează și plătești. Așa. M-a plimbat 300 de kilometri, cred că pe acolo, în jurul... Erai fiert? Îți plăcea? Mamă, am ajuns acasă, deci mi-aduc aminte după noaptea aia, când avea suspensie sport ceva mașina. Am ajuns acasă,
acasă, unde eram, unde dormeam. Unde dormeam? Și aveam supă la Brăila. Nu aveam podul. Și aveam febră musculară la abdomen, atât țin minte. Știu că greu m-a luat somnul, pentru că aveam de la cât mă încordasem pe curbe, omul era mania. Ba, credeam că te lasă căcare. Nu, frate, aveam, făcusem de la atâta încordare, făcusem febră musculară la abdominal. Și... asta pe Valea Oltului, a început să-mi fiarbă mașina. Mai opresc încă o dată, pun apă, nu știu ce, iarăși fierbea, iar îl sun pe ăsta, bă, boss, știu, m-ai plimbat alea, dar fierbe mașina, ce-i fac? Mă las. Mi-a explicat el ce să-i fac, așa, zice, dar la ce temperatură ajunge? Ajunge pe roșu? Zic, nu, ajunge așa pe la vreo 100 de grade. Păi așa stă ea, în mod normal. Zic, da? Da. Nu mai fă referință la cifre, fă și o referință la culoare. Când ajunge pe roșu, vă discutăm atunci. Fărăm atunci. Da. Și am plecat cu ea, zic, bine mă, hai să vedem ce sunt. Două morții, ce poate să se strice. Am mers cu ea așa, nu a avut nici pe dracu, până când am răsturnat mașina. Mă rog, după era ceva în plan, ultim, sau? Nu. Adică te-ai gândit, vrei să faci asta? Am făcut prostiile tinereții. Nu știu dacă tu ai făcut sau... Dar mulți au avut... Bă, fiecare le-am făcut pe ale noastre. Eu nu le-am făcut cu mașini. Adică, a... Ba da, am făcut prostii în mașină. E aceeași mașină, dar... Nu, va legat de mașină. Eu n-am fost pasionat de mașini și nu sunt nici acum. Adică apreciez frumosul... Ca și mașina asta de aici, o să vedeți în intro sau ați văzut-o de ceva sau așa, adică apreciez, de-aia sunt și în club, îmi place frumos, îmi place ideea, sunt un bărbat, nu prea știu să umblu la mașină, adică, dar schimb eu roată. O roată schimb, bulangiule nu m-a acuzat, o roată schimb. Dar altele învăț, adică uite, la mine e băiatul meu de suflet, e Filip, la mine, eu mă duc la un Filip și zic, bă, am problema asta, știi, adică ia cheile, e mașina ta. Dar încerc să învăț anumite lucruri, că mi se pare normal ca bărbat să fii capabil, știi? Da, te ajută. Eu sunt în urmă rău de tot, adică eu sunt... de niște cheltuieli. Eu sunt în urmă, mult, mult, cu cunoștințele, dar astăzi... Povestea cineva că la americani este 5 dolari un ștergător și 80 de dolari să ți-l schimbe. Ești prost plătești. Da, serviciile se plătesc foarte, foarte mult. Adică tot ce faci cu mâna, adică dacă ți iau ăsta și ți-l mut aici, 50 de dolari, adică nu contează. Orice știi tu să faci cu mâna, chit că noi cuantificăm ca valorii, că n-ar merita 50 de dolari. Rămas puțin în urmă, nu contează. Dacă vine omul vedere, și ți-l mută așa, da, ia-ți așa banii, ia-ți cere, adică nu contează. Așa, am un prieten, Vlad cu 1,30 la gri. Vlad, în fine, are aici niște piese la mine și i-am zis, vrei să ți le așezi eu, să ți le pun frumos, aia 3 milioane. Păi tu, domnule, că mi-ești prieten, păi eu sunt prieten, dar tu de ce nu mi-ești prieten? Vino și așează-ți-le, că mi-ocup spațiu exact, aici. Exact, serviciu. Serviciile, asta e, aia e boala la noi. Toată lumea se așteaptă ori să faci gratis, să faci gratis și bine. Bă, prietenii. Și bine. Adică vreau să fie țiplă. Să nu. Dar nimeni nu e prieten să zic, e 5 milioane în plus. Da. Ba da, am un caz concret. Cristi Pascu. Cu Bamse. Da, Bamse. Băiat de aur. Este da, super băiat bun. Adică omul chiar apreciază. Bamse, nu a fost uite am aici omul în spatele camerei. Dacă vrei să le iei la Uniunea Europeană pe... Să pregătește contractul, vine CV-ul, ia-l pe băiat aici, că la Vodafone se stinge. Nu trebuie să rămână acolo. Și nu, să mă întreabă maica mea dacă îi dă toată pastila la pisică pentru... De parastare internă, îmi cer scuze. Nu, dar serios, Bamse, deci unul, Bamse chiar este un băiat extraordinar. Nu, omul a înțeles cum funcționează lucrurile, asta pentru că... Și vreau să îl dau și pe Eddie să colaboreze cu el la un moment dat. Că Eddie e un băiat foarte deștept care nu merită să stea la... Nu îl merită Vodafone, ca să zic așa. Și aș vrea să lucreze cu el, mă jur. Adică ăsta e planul meu oarecum, pe termen mediu, lung. Da, să revenim. Deci Bamse este el unul dintre oamenii care okay. Știu să aprecieze obraz, și, obraz. Și merg pe principiul ăla de prietenie, bă, dacă sunt prieteni, decât să-și cer mai puțin, mai bine ți-oferi un pic mai mult. Nu pot să zic că sunt prieten cu Bamse pentru că nu petrec timp cu el și nu așa, dar este un băiat căruia nu am ce să-i reproșez, îl respect foarte mult pentru că mi se pare că este un băiat foarte corect, foarte cerebral așa și foarte... La lucrurile prin care am interacționat. Bă, uite, am luat căciulă, am luat aia, uite, vin la ora aia, uite, stai că da. Stai aici. Adică lucruri de bază care în ziua de azi sunt așa o virtute. Mulți oameni nu le mai practică. Adică... Nu mi se pare că ar trebui să fie o virtute faptul că îți respecti cuvântul.
Da, bine. Bine venit în lumea mea, și a ta, și a lui Daniel, și a lui toată lumea. Așa, adică, din păcate, dar cuvântul nu din... asta e normalitatea. Adică nu asta e normalitatea. Să... Nu, cuvântul, cuvântul e cartea ta de vizită că umană, ca să zic așa, și ar trebui... Da, e o discuție foarte lungă, n-are rost să dăm în anumiți oameni acum. N-avem card. Nu, ne-am adunat aici să vorbim de alte lucruri. Ok, deci... Unde te distrezi. Da, mă distrez rău de tot. Păi bine. Și, deci mașina am înțeles-o. Păi și mi-ai zis, eu te-am întrebat de sudură. De sudură, de fabricatoare. Ok, cum ți-a venit ție? Deci prima oară ți-ai dus, ți-ai luat mașina? Am început, da. Ok, bine, am terminat cu mașina asta, am răsturnat-o, am rămas și cu o tijă în picior, mă rog, între timp am scos-o. Deci că a fost în Vietnam ăsta. Ascultă-mă, că de aici eu te ascult, ai să-i răspund mama cu pastila, că e urât. Timp de 3 luni sau cât am stat eu cu tija în picior, de efectiv am mers în cârje și a trebuit să reînvăț să merg și așa, n-am mai putut să lucrez, nici nu mai știu ce lucram în perioada aia. N-am putut să lucrez, am stat acasă și ce am zis eu, hai să mai recuperez niște bani de pe mașină, să mă apuc să o dezmembrez, ori să vând din piese, ori să-mi păstrez piese pentru următoarea, că zic următoarea, sigur, îmi iau tot asta. Înțelegi? Pentru că n-am murit în ea, pentru că știam cum am răsturnat cu ea și a fost tot o... Nu știu, m-am simțit protejat într-o oarecare măsură. Ai zis, mamă, de blană e asta. Gândește că m-am răsturnat cu 130 la oră și n-am murit, adică mi s-a părut tare. Bă, dar mi se pare tare să te răsturn cu 130 să nu murei. E o realizare. Tot din asta și îmi păstrez niște piese care îmi plac. Ce-ai făcut adia seară? Eu, neavând habar de cum ești tu acum, așa eram eu atunci. Nu aveam habar deloc de ce înseamnă mașini, cum e construită o mașină. Păi tu ai zis, nu e ca și cum am zis eu. Da, da. Și ce am observat eu, avea găuri în lonjeroane mâncate și băgata de rugină. Și zic, a, păi eu la următoarea trebuie să mă uit de treaba asta, dacă are găuri de rugină în lonjeroane sau în praguri. Bineînțeles că n-a fost chiar așa, pentru că am luat-o, m-am dus, am luat o mașină, cum ai zis tu, matriculată în Mureș din Brașov, eu am luat-o din Bacău. Pe numele unui tip din Timișoara, mașină importată din Olanda cu acte de Olanda. Du-te, înscrie-o, plătește taxă de matriculare. De aici s-a venit gândul ăla că poate te violează și ți-a banii sau? Nu, asta a fost la următoarea mașină. Ah, scuze. Bun. E, la mașina asta zic, mă apuc să-i fac chinichigeria ca să nu mor ca prostul cu ea pe stradă. Să fac lonjeroane, praguri, ce găuri avea în fine. Dacă n-ai murit la 130. Și pentru că nici nu prea știam pe nimeni în domeniu, nici nu aveam acces la zona asta de auto și așa, zic, ia că-mi iau eu de la metro sau de unde dracu mi-am luat eu atunci un aparat de sudură și mi-o fac eu singur. Înțelegi? Asta m-am gândit eu acum, de curând zic, dacă mi-au eu un aparat de la și-o fac eu. YouTube, alea, știi? Așa, bine, pe vremea aia YouTube-ul era, dar era destul de sărac în informații. Ce era pe YouTube pe vremea aia? Nu mai știu ce, știu că căutam sudură, welding, whatever. Muzică cred că era, nu? Muzică, da, multă muzică era. Nu erau de-astea. Cred că acum găsești orice pe YouTube, orice. În afară de... Na, găsești. E cenzurat, adică nu poți să cauți cum să dai la buci da. Pe YouTube. Probabil că găsești. Probabil, la cenzurat. Ha? Există, da. Suntem o societate... Găsești pe TikTok dacă nu găsești. Suntem niște... Deci suntem în cel mai jos punct. Cu putință. Vremurile, cum eram, vremurile... grele creează oameni puternici, oamenii puternici creează vremuri ușoare, vremurile ușoare creează oameni slabi. Asta cine e? Winston Churchill sau cine? Nu mai știu cine a zis, dar în fine. Ok. De acolo a pornit cu sudura. Și pentru că pe YouTube, ți-am zis, nu erau prea multe informații, erau într-adevăr niște chestii cu sudură, țin minte și acum, dar oamenii sudau pe sub apă. Sudau pe sub apă, da. Mă gândeam, bă, dar nu se... corentează, adică... Dar ce sudau sub apă? Submarine? Țevi, nave! A, țevi, da, da, da. Am văzut și în filme, da. Da, da, se poate, nu. Norgazul, da? Oare cine la bubui până la urmă? Rușii sau noi? Când zic noi, zic NATO, că noi suntem în alianță. Am înțeles. Ok. Deci ți-ai făcut și de acolo a pornit asta treaba cu... DIY, nu? Exact, un DIY. Uh-huh. Hai să fac eu singur. Niște prieteni de-ai mei și-au făcut un service. Cumva știau mașina făcută de mine sau ce reparasem eu la mașină, pentru că aveam, mi se pare, un
club cu niște, puteam să ce aveai? Niște. Aveam un club, eram bă, un club, eram avea el club, da, da, da. Bă, pe vremea aveam și eu la World of Warcraft sau ce. Erau, erau multe clan, cluburi. Sau... Nu, erau multe cluburi. Aveam ghildă pe vreme. Și băieții ăștia au zis, hai domne, la noi tine chigiu. Ei mai puțin ca mine, cunoscând și mașini și... și zic, adică tu erai hala, puțin. Eu știam un pic față de ei, înțelegi? Bă, nu vin, că... N-am timp. Am povestit, da, am mai povestit treaba asta. N-ai povestit-o că nu era filmat. Deci poți să povestești. Da, nu vin că nu mă pricep la tine chigerii, adică ce, lasă domne, că am văzut eu că ai făcut la mașina ta, că asta. Bine, mă, vin. Și m-am folosit cumva de serviciul la care lucram, pentru că avea suficientă documentație și mi-a și plăcut să tot evoluez și să învăț chestii, știi? Mi-a plăcut întotdeauna chestia asta tehnică, adică nu neapărat mașini, dar ceva să fie tehnic, înțelegi? Să înțeleg cum funcționează lucrurile, cum se mișcă unul pe altul, înțelegi? Frumos. Asta, creier. Și de foarte multe ori m-am lovit de lucruri care îmi lipseau sau pe care nu le găseam și atunci trebuie să le fac de la zero, începând cu scule. Nu mai zic de piesele de mașini. Și așa am ajuns să fac. Am o oarecare viziune acum asupra unui lucru când îl fac, știi? Sau când mă apuc de el. Cu siguranță. Eu am rămas la același stadiu cu mașinile, adică de acum, de când a evoluat, tu ai început să evoluezi, sunt cam la același. Poate știu că n-am învățat mașina când se iau o valvă sau ceva, sau pierd ulei sau ceva, știu, știu. Adică când îi trimit lui Filip, zic, bă, eu cred că e de la asta, adică deja pot să am... Este un lucru foarte prost de făcut. Adică din punct de am făcut puțin troubleshooting, știi, înainte. Din punct de vedere al clientului, mi se pare... Al clientului care apelează la un mecanic, nu vorbim de altceva. Filip nu e mecanic, da? Am înțeles. E prietenul. Dar răspund așa. Ție ca să bați teșaua ca să prici apă ea. Oamenii greșesc când se duc la un serviciu și spun eu am problema asta, adică eu cred că mi s-a stricat turbina. De unde știi tu? Păi în consumă ulei. Da, dar poate să fie din alte cauze. Prostul, da. Alte 5 cauze. Da, e prostul. Înțelegi? Și atunci tu te duci la serviciu, ăla îți repară turbina, ție mașina în continuare îți consumă ulei. Și zici, păi stai domnule, nu mi-ai făcut turbina bine. Ba da, bă, eu ți-am făcut-o bine, dar tu ai venit să-ți repar turbina. Păi nu, că mie îmi consumă ulei. Păi de ce n-ai început cu asta? La servis, bine, eu nu mă duc la servis, eu mă duc la mecaner, mă duc ca și cum aș fi acasă. Că așa mă simt cu toată lumea de acolo, cu Cornel, cu... Tu ești un caz izolat, eu vorbeam la modul general. Păi nu, deci ar trebui să mă duc la servis și să spun doar simptomele. Exact. Nu ce cred eu. Exact. Că eu nu sunt avizat. Se pare greșit să spui ce crezi tu, pentru că atunci eu, dacă aș fi în locul mecanicului, ți-aș face strict chestia aia. Ți-aș lua banii. De ce? Că nu-s prost. Ți-aș lua banii odată ca să vii și a doua oară să-ți iau banii și pe ce trebuie. Băi, deci când vă duceți la servis, doar simptomele. Nu ce credeți voi? Că dacă e ce credeți voi, ăsta vă exploatează. Nu ăsta. Serviciul în general. Că dacă merg pe pista ta și știu că e greșită, pac, am luat, am încasat, știi ce zic? Adică e de preferat să plătești o constatare, că sunt unele servicii care... Ba, am o problemă cu mașina. Da. Am o problemă sunt cu mașina. Sunt unele servicii care, spre exemplu, îți fac constatare gratis și în ideea în care îți rezolvi problema la ei. Serviciul respectiv, da. Dar sunt unele servicii care ți încasează bani, că n-au timp, că nu știu, au mult de lucru și atunci, domnule, de ce să nu-ți iau 1,5 milioane? Păi de ce, auzi? 3 sau cât și eu ți-aș lua 1,5 milioane. Pe timpul pierdut, pe tester și așa mai departe. Aha. Deci am modul la service să zic, am o problemă. E, da, mi s-a aprins becul ăsta sau nu știu. Nu-mi cere părerea, nu-mi cere părerea. N-am o părere. Pentru nu? Că după aia poți să te duci să-l tragi de mânecă. Păi stai, boss, că face la fel. Corect. Înțelegi? Ok. Deci te-ai haladit, te-ai alea, te-a chemat lumea, hau, hau, bau, bau, deja aveai o experiență. De unde e Rocket Fabrications? Adică, Fabrications am înțeles și asta pot să apreciez. Mi s-a părut, nu știu, era, cred că, tot după la Daniel sau din cuvintele lui, a pornit treaba asta cu, e rachetă, e, știi? Și bă, mă jur că nu m-am gândit la treaba asta, adică, racheta de asta acolo. E un cuvânt pe care îl folosim. Bă, e o chestie destul de simplă, îți rămâne în cap că îți rămâne. Bă, da. Și întotdeauna am tipul ăsta de nume de firmă îți rămâne în cap. Da, eu am auzit prima oară, adică bine, na, am interacționat așa indirect prin prisma clubului și te-am respectat de la bun început, că
nu trebuie mult talent la oamenii care sunt albi sau negri să-ți dai. E mai greu cu aia care stau în zona aia de gri, să te prinzi de ei. La aia care sunt albi sau negru, te prinzi de la bun început. Bă, e băiat bun sau e băiat prost? Nu prea stai mult să-i judeci. Și știu de la bun început de Rocket Fabrication, știu din perioada când era... Și ți-a rămas în cap, adică a fost ușor de reținut, plus că da, a avut și... elementul ăla de surpriză. Da, da, ce da, 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 da. Și na, știu de când erați, împărțeai hala cu... Acolo a pornit. Cu Razacu, da. Pe partea lui cu AFS-ul. Bine, eu aveam de mult în plan chestia asta să fac. Eu când am pornit cu Razac, am pornit împreună cu AFS-ul, eram vreo 4 inși băgați în toată treaba asta. Între timp s-au mai cerut lucrurile sau mai nu știu ce, dar tot în același timp am zis hai să facem încă o chestie, hai să facem Rocket Fabrication, că uite, eu pot să fac tobe, evacuări, brațe, custom, ce ai tu nevoie pe la suspensii. Și să o separăm de treaba cu AFS-ul în același timp, dar să fim tot acolo, știi? Mm-hmm. Ok. Da, mie mi s-a părut tare așa, nepasionat fiind. Da, mai mult veneam pe acolo că, nu știu, am mai depozitam cadouri de Crăciun, mai da. Veneam cu una alta. Da, deci Rocket Fabrication. Te-ai luat așa, deci tu știi că mai ești fabricat. Dar de ce n-ai zis, mă, Adi Sudoru, Adi Sudoru? Mă, nu ne mai zi, mă, Sudoru, mă, frate, că nu. Îmi faci și mie o țigară? Da. Nu de alta, dar spre uimirea voastră, nu, aici nu bem cola sau... Și sunt pe stomacul gol. Și aia e. Și bă, da, tare. Dar mestecă, mă, tutun. Să mestec tutun? Dar unde pune în Texas? Dă-mă o găleată, îmi place. Să stau să... Băi, da, tare. Adică mi se pare la un rang de artă treaba asta cu... Știi cum e, ceea ce faci cu mâna ta și nu se cheamă labă, am mi se făcut, pare... Am încercat să fac chestii din astea mai artistice, laba? M-a atras. Lasă-mă labă că fac. Eu nu mai fac labă. Nu mai? Nu. Nu. Ești un caz fericit. Nu mai, nu. N-ai timp. Nu, dar nu-i mai văros. Uite ce discuție. Păi nu, asta vorbeam, exact ce vorbeam mai devreme. Băi, relațiile noastre interumane în momentul de față trebuie să fie cât mai simple. De ce? Suntem adulți, nu mai suntem copii. Eu sunt genul de om care îmi place să și pierd timpul. Da, Edi știe, mai tuturor sunt gamer, să nu știu ce îmi place să joc. Da. Adică în timpul meu, nu poți să vii tu să mă judeci că am 24 de ore și că trebuie să-ți găsesc loc. Nu. La mine în alea 24 de ore, eu am 2 ore în care îmi place să pierd timp. Să zicem, știi? Alea 2 ore tu nu poți să mă judeci pe timp. Eu nu am timp. În timp. Da, eu nu am investit în nimic, în gol, așa, o lor. Da, nu poate, e al meu. Te liniștește la creier. Dar ziceam, relațiile astea ca și adulți, știi, că asta mai vorbim și la echipa de fotbal și în club și la muncă și peste tot, trebuie să fie simple. Adică, bă, facem asta, facem asta, facem asta. Când e de panorama, e de panorama, când e de treabă, e de treabă. De ce trebuie să mă complici? De ce trebuie să vii tu să mă încurci, să mă... N-am timp cu aia să fiu încurcat. Știi? Hai. Da, bun. Da, așa fac eu. Nu fumez, dar când beau, da, fumez. Și nu beau, dar beau. Care e mai bun, Edi? Ăsta sau ăla? Ăla, nu? Al drag, e mai bun. La diplomatico cred că e invers, dar aici ăsta e ăla. Pete Martin, spicy chef, show, man. Mai spicy? Spicy. Da. Asta mi se pare tare, adică lucrul ăsta manual, să faci ceva cu mâna. Bă, nu știu, aș face sudez, asta, să... nu știu, și dacă aș avea toți banii, adică să nu stau în bani. Tot ai face. Aș face tot asta. Doar adică mi-aș lua doar ți-ai facilita. Mașini pe care să mi le fac eu așa. Doar ți-ai facilita, ți-ai luat o sculă mai bună, ți-ai luat un aparat mai bun, ți-ai luat o hală mai bună. Adică viața m-a dus prin tot felul de urcușuri și coborușuri. În momentul ăsta sunt cumva pe un trend ascendent. Bravo. Dar am fost și pe multe trenduri descendente. Și m-am ținut de treaba asta în continuare, oricât de greu mi-a fost, știi? Bă, da, consecvența oricum e cel mai bun lucru în orice ai face. Să știi, așa e, da. Consecvența, exercițiu, practica, dar să fii consecvent în absolut orice e cel mai bun lucru. Eu mă tot uit în stânga că mă uit și la mașină și îmi ziceai mai devreme că... Nu știu nimic, nu știu e ce. Până acum ce știu mai... că e BMW atât. Da, este un și BMW 30. E, nu vreau să zic roz. Că nu e roz, e altceva. Somon. Somon. Aveți grijă la somon, că nu e bun ăla de crescătorie. Cu cât e mai roz, cu atât e mai fake. Nu-l mâncați. Ăsta e de crescătorie, cred.
E sălbatic. Nu e ca rozul de la Mega, ca somonul de la Mega. E un somon mai spre natural totuși. Și nu știu, eu știu doar că e BMW, știu care e rol, știu că arată bine, știu care e carbon, știu că, nu știu, băi, asta au fost e marfă mașina, adică nu știu, îți place, Eddie? Da, e marfă. A avut, te las pe tine să vorbești de mașină, că e chiar merită cel puțin. Mai complex build al meu din auzi, toate punctele. Am onoarea să vorbesc despre, eu nu vorbesc, că de nu până știu. Acum. Sper să fie și mai complexe de atât. Bineînțeles. Nu știu dacă aș putea, adică mi-a fost destul de greu să-l duc și pe ăsta pentru că am lucrat în mare parte singur. Bine, bineînțeles, am mai avut un ajutor de aici, de acolo, adică dacă am avut nevoie nu de piesă, modest, m-am mai ajutat un prieten. Nu, nu, spune. Nu suntem aici să fim modești, să fim exact. Singurul lucru pe care nu l-am făcut eu a fost pregătitul și vopsitul caroseriei. Că nu ești vopsitor. Dar în rest, începând de la... Deci gândește că eu am luat mașina goală, doar o caroserie și atât, fără motor, fără... Doar avea zi, punți și... Zi așa, ca și pe toată lumea, că ne gândim că audiență ne urmărește multă lume. Zi, pornește de la model în sine și după aia cum l-ai luat, chel și nu știu ce. Adică să știm și ce mașină e. Eu nu știu, eu știu că e BMW. Păi ți-am spus, este un E30 popular în România cel puțin, da? Și pe afară oamenii spun ursuleț. Ursuleț, bravo mă, știam eu ceva. Iar al prietenei mele, i-a vrut un cabrio inițial. Eu i-am zis că nu e cea mai inteligentă alegere pentru că îți consumă timp, bani, nervi. E scump, în primul rând, de cumpărat. Și la un moment dat a apărut ăsta, când m-am mutat aici, în garaj, foarte aproape de momentul ăla. În anul când am dat și petrecerea? Sau? Razac, Ciutacu a zis, bă, am un prieten care vinde un E30, l-a vopsit, i-a făcut în ichigerie, nu știu ce, dar nu mai are timp, n-are chef de el. Nu știu dacă în anul care a făcut petreceri, cred că... Nu vrei tu să iei și să faci... Nu, zice, dacă știi pe cineva, dacă zic, bă, cred că știu. Cred că îl cunosc, cred că stau cu el în casă. Da. I-am scris, i-am arătat poze, hai să mergem să-l vedem. Era vopsit într-adevăr proaspăt, era sub o prelată, dar n-avea nimic, nu interior, nu motor, avea doar niște roți, vai, soarta lor, desumflate, sparte și așa mai departe. Caroseria care era ok și atât, și act. Și zic, bă, hai să-l luăm, că motor găsim, slavă Domnului, la BMW, orice variantă de motor. Interior, eventual îi punem două scaune și un roll cage și hata mergem pe varianta racing. Că nu le mai avea omul, le furaseră, le pierduseră ăia pe la cine știe ce au făcut bagabonții cu ea. Că a stat acolo ceva timp, omul nu mai avea chef de ea. Îi lipseau și destul de multe piese. Ce zic, hai să-l luăm că vedem noi. Și l-am luat și a stat, cred că vreun an, jumate sau doi, a stat pe dreapta, până m-am apucat de el. Când am considerat că avem suficient bani să ne apucăm de treaba asta, am zis, hai să ne apucăm, pentru că... Când zici să ne apucăm... Ne apucăm, eu pe de o parte că am muncit la ea, ea pe de altă parte că trebuie să producă bani pentru amândoi. Uh-huh. În timpul ăsta. Și pentru build. Ok. Și așa, cam așa am lucrat la mașină. Am lucrat un an până acum. Și ce ai făcut? Adică ce ai făcut tu? Ce e al tău? Ce e marca ta personală din mașina asta? Vreau păi, eu cred că o să fac odată un soi de concurs. Aș vrea, mi-aș dori, nu știu dacă o să-l fac, dar mi-aș dori să-l fac. Să vină cineva și să pună mâna pe piesă și să zică asta tu n-ai modificat-o sau n-ai umblat la ea. Asta okay. Îmi doresc eu. Deci, nu știu dacă există vreo piesă neatinsă pe mașina asta. Bun. Eu am tot timpul stau și mă gândesc, mă mai uit așa și mă gândesc, piesa asta oare da. Știi? Zile la băieți ce ai făcut la ea, că arată bine. Am modificat caroseria exterior, am umflat-o, nu știu, cred că cu vreo 12 cm pe fiecare laterală pe spate și cred că vreo 9 pe față. Roțile sunt în două dimensiuni, 17 pe față cu 18 pe spate. Roll cage-ul e făcut din două roll cage-uri, de fapt, unul full cage, care era cumva asimetric, fiind de curse și cu omologare și cu așa. Și un half cage care îmi plăcea mie că e simetric și l-am unit pe ăsta cu ăla. Motorul va fi, pentru că încă nu e montat pe mașină, un LS1 de Corvette Camaro generația 3-a, un 5.7 V8. Ce să mai spun? 5.7 Multe elemente
multe. Cât e impozitul la 5-7 pe 8? Cred că vreo 120 de milioane. Nu știu cât e asigurarea, încă nu m-am interesat. Tot 120 de milioane. Probabil că nu. Nu, la sumele astea doar pe Buga, la G, l-am mai auzit. Păi și el cât are? 5 litri? Da, îți dai seama. Toate elementele astea pe care le vezi negre, mă rog, îmbrăcate în carbon, sunt majoritatea făcute din aluminiu și îmbrăcate în carbon, forjat. E un stil relativ nou, ăsta cu carbonul forjat. A fost muncă multă, deci crede-mă că m-am chinuit la carbonul ăsta mai mult decât m-am chinuit la caroserie. Eu te cred, mai ales că nu știu, dar nici te cred, adică am citit eu așa cam ce implică, cam ce trebuie să ai ca și scule și așa, zic, cât poate să fie de greu, până la urmă sunt oameni care fac asta, adică na, da. Nimic mi-e imposibil. Dacă alții o fac, de ce să nu o fac și eu? Hai că fac eu. Ce am înțeles de ce e și scump și sunt puțini care fac, adică e greu. Cu carbonul, nu știu ce să mai povestesc, mocheta inclusiv am schimbat-o și e făcută și pusă de mine. Tot, adică e mașina, am pus-o ei, în momentul de față ai alt motor pe ea. În momentul de față da, am ca să poți să fii legal, să poți da, să, ca să pot omologa și omologezi. Pentru că acel motor de Corvette am înțeles că nu poți să-l omologezi pentru că nu a fost fabricat nu pe modelul ăsta. Nu a fost niciodată pe mașina asta. Și automat nu e, bă, motorii de la mașină care nu se pupă, nu ți-l omologăm. Da. Ok, și ai pus un alt motor ca să poți să omologezi și după aia e treaba ta ce faci mai departe. Exact. Farurile grila sunt și alea schimbate. Am chinuit mult de tot să potrivesc grila aia, să se așeze așa la lufturi și nu. Vreo două zile, deci am ajuns acasă, mă doreau picioarele și mâini. Picioarele din cauza că mă tot fâțâit prin fața mașinii, îți dai seama. 2 metri acolo să te fâțâi două zile într-una, aveam febră musculară la picioare. Și la mâini la fel, că am tras de toate fiarele alea, să le fiare plastice, mă rog, să le înfig acolo, să le potrivesc, să le așez. Muncă, le... tati. Muncă, da. Muncă. Și tot. Și... asta de aici, de tot ai Eu aș vrea să-ți explic mai mult tehnic, dar explic pentru cei da, care da, se da, uită. Eu tac, gata. Bara. Deci, eu am luat un kit de M3, de E30 M3, bară față, bară spate și praguri. Bara față, când am pus-o, îmi respecta dorințele. Pragurile n-aveau nicio legătură cu ce făcusem eu pe caroserie, deci nu erau din filmul ăla și nici nu se potriveau și nici nu aveam nicio șansă să le fac să se potrivească. Drept urmare le-am făcut din tablă. Bara spate era mai lată decât mașina, pentru că dacă te uiți, ea fiind evazată și tăiată acolo în partea din spate, mi-ar fi ieșit mai în afară bara spate. A trebuit să modific din fibră, la fel din fibră de sticlă, tai-o, îngustează-o, modifică chestii la ea, prinde și așa mai departe. Mi-a fost destul de greu pentru că am lucrat destul de puțin la viața mea cu fibra de sticlă. Știu principiul și știu cum se lucrează, dar mi-a ai fost greu. Tu, ai mai căutat un video, ai mai căutat o fibră. Nu, că știam, am mai făcut fibră. Am mai avut mașini cu fibră pe ele și am zis că nu mai vreau de atunci. Doar că na, m-am lovit-o de asta. Diffuserul a trebuit să, pe E30, tot ce am văzut diffusere făcute, nu știu, pe internet. Diffuser e ăsta? Ăsta, de jos, asta. Da. Nu-mi plăceau, pentru că ori erau prea mici, ori erau prea înguste, ori erau prea jos, ori nu-mi plăceau. Nu-ți plăcea. Și a trebuit să modific cumva și partea din spatea caroseriei pe dedesubt și bara spate ca să se potrivească. Și de-abia după aia am plecat și l-am făcut din aluminiu, am pornit cu construcția din aluminiu. Nu știu ce să mai povestesc, m-am chinuit mult de tot cu lufturile, pentru că e o mașină problematică de felul ei cu lufturile. Toate BMW-urile sunt cu probleme. Da, mă rog, fiecare mașină are chestii de ei. Și a ieșit... frumusețea asta, că mie mi se pare o mașină frumoasă pentru stilul pe care l-ai abordat, adică da. Eu nu m-aș vedea în așa ceva, că nu e genul, adică nu mă văd eu. Nici adică... nu m-aș vedea că e roz, da. Nu e roz, e somon. Și e un somon nu de crescător, este un între. Dar asta a fost cumva ideea. Să este... Mie mi-a plăcut foarte mult ideea asta de antiteză, știi, între culoare și look. Și motor și felul cum o să sune la final. Bă, la cât mă pricep eu și la cât văd și la așa, adică cât mă pricep, nu sunt avizat, dar mi se pare...
Mers. Da, exact cum ai zis tu, e o antiteză, așa, știi? De obicei când vezi mașini de genul, nu le-ai vedea cu culoarea asta. Exact. Da, dar fiind culoarea asta și fiind un proiect oarecum îndreptat și către... Ciudat este că nu e în afara filmului și probabil mai... a ieșit mai bine decât mi-am imaginat eu, pentru că Dan am tot băgat fitile și mi-a arătat poze cu ce și-ar dori și zic, fii atent, dacă facem, mergem la unul ăsta de vopsele auto, luăm 10 paletare de la rând și îți alegi o culoare. Am deschis un paletar, nu am găsit ce ne trebuie, am deschis al doilea, n-am găsit, al treilea, punem mâna pe asta. Bă, lasă-mă. Ce ai zis? Bă... N-are cum să fie, e urâtă, nu știu. Nu, domne, că asta. Am luat vopsea, am cercat pe o piesă, am văzut că arată decent. Bine, mă, dacă ție asta îți place, era, ce tare e, zic gata. Ea a avut mai bună viziune asupra culorii decât mine, știi? Na, mai sunt și femeile în viața noastră cu un rost, adică... Ce nu... să vezi, în 2024 asta e culoarea anului. Auzi, mă, frate, deci erați oarecum și înaintea trendului, înaintea timpului. Adică ați anticipat ce, care o să fie culoarea anului, da. E o mașină, și planurile sunt să circule mașina? Da. Sunt să circule, nu? Da. Ok. O să... va fi un, na, în mare parte e de show-off, adică nu o să fie de circuit sau nu știu, te dai cu el la drift sau deși arată. Da? Ok, ok. Pentru evenimente, pentru na. Bă, da, blanc, ce să zic. Deci asta e, asta e, cum să zic, e proiectul tău care culminează din punct de vedere tehnic a ceea ce ai făcut tu, cap coadă. Da, pentru că am căpătat suficientă experiență. Cap coadă. Nu vorbesc de o componentă care a venit cineva la tine și, mamă, ai făcut o componentă țiplă. Ai făcut o mașină țiplă, cap coadă. Ai luat un coteț de burs E30, batjocorii de cine o fi fost batjocorit, l-ai luat și l-ai adaptat împreună cu doamna. Da, bă, mașina cât mai avut, am mai avut un proiect înainte. Și motoreta. Lui Edi îi place și nici el nu se... Nici el nu se pricepe. Prima Honda, o știi? Honda, o știi, că ai fost pe la evenimente și ai mai văzut aia neagră, stealth așa cu... Da, stealth, stealth. Când îmi zici stealth, mă gândesc la avioanele americanilor. Păi de acolo a pornit toată ideea, okay, cu hai să o face. Băi, am constatat că sunt, îmi plac unghiurile astea scuțite, știi? Bă, sunt, adică nu știu, sunt ascuțite, dar sunt... Păi, trebuie, crede-mă, a fost o chestie de design foarte complexă, așa, pentru că am un pic de viziune și înțeleg niște lucruri, știi? Cum se vor lega la final și cum or să arate și atunci a trebuit să păstrez niște proporții și să țin cont de niște chestii. I-am zis și ei, noi când ne-am apucat de treaba asta cu tăiatul aripilor în diagonal, așa, i-a văzut un orandare, știi, și a zis, vreau așa. Și zic, ok, vrei așa, pot să fac, că știam că pot să mă... Dar ce în randare nu respectă proporțiile din realitate, corect, știi? Dimensiuni, eu pot să înălțime, zic asta cu, pot să zic asta cu bucătăria de la Ikea. A venit și băiatul meu, i-am dat 300 de lei să-mi facă randarea cu bucătăria, cu nu știu ce, și când am fost de aplicat, mart. Ok. Și atunci mi-am bătut capul ceva și cu treaba asta, plus că până nu o vezi vopsită, nu prea vezi produsul final, știi? Că tu vezi niște table puse una peste alta, Mad Max, așa, știi? Da. Chiar mi-a zis un tip că fac ca Lipu, nu știu dacă știi de Lipu. Lipu? Lipu. 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 Era un indian care tăia el mașini. Făcea... Noi lucrăm cu indiene din Lipu. Făcea el Ferrari din, nu știu. Ok. Ce-ți mai lipsește acum la mașină? Adică singurul lucru pe care îl văd eu că-ți lipsește, adică aș putea să observ mai multe lucruri dacă știam, dar nu am intrat în ea. Singurul lucru pe care văd că-ți lipsește sunt emblemele. Aici ai o dilemă? Sunt proiectate și astea. Nu mai am dilemă. Am avut. Okay. Dar le-am lăsat în planul 2 pentru că nu erau prioritare. Și ce vrei să faci acolo? Adică care e duma cu... Nu, o să le fac 3D. Eu zic să pui o emblemă cu Rocket Fabrication, frate. Nu mi-a plăcut niciodată ideea asta să te afișezi în felul ăsta. Adică aș face mai degrabă un sticker pe care să-l pun undeva, știi? Adică n-aș da o identitate mașinii așa, înțelegi? Cumva țin la faptul că e BMW. Nu pentru că e BMW, că putea să fie Opel, putea să fie, nu știu, Tata, abar n-am. Nu contează. Tata? Da, există o firmă în India. Știi. Tata Motors. Tata Motors. Identitatea mașinii trebuie să rămână aceeași, știi? Mm-hmm. Ok.
Deci emblemele. Altceva, ce mai lipsește? Mai lipsește ceva sau mai ai ceva de făcut la ea? Mai sau? Am multe chestii de cumpărat. Multe, ok. Momentan sistemul de frânare nu e pus în funcțiune. Am fost observat, și l-am modificat pentru că nu mi-intră... Am observat că ai niște discuri foarte frumoase, mari, adică am văzut mari, adică nu le văd extremitățile așa prin jante. Da, discurile sunt, etrierii sunt stoc de 46330, cred că o să oprească mașina fără probleme. Ok, BBS-uri, au, 17x18. BBS-urile aici am avut, da. Păi îți povestesc că e istorie și cu asta. Când am luat roțile, știam sau nu știu, cumva în capul meu vedeam. Nu m-apucasem încă de mașină, nu. Pentru că eu am făcut mașina după roți, ca să ne înțelegem. Adică după lățimea roților și așa am făcut mașina, caroseria. Știam clar că am nevoie de lățime pe spate, pentru că știu Corvette-ul ce roți are. Am găsit niște roți la un băiat, cred că în Brăila, apropo că vorbeam. Ne-am și dus să le luăm. Știam că trebuie în 5 spițe, aveam în plan ceva gen roțile alea de off-road, în 5 spițe, cu bedlock-uri, cu... Asta era în capul meu, așa voiam. Dar sunt extraordinar de scumpe și roțile și anvelopele, și am zis ok, hai să vedem ce alte variante găsim. Cu BBS în general n-ai cum să dai greș. Și le-am găsit pe astea la un băiat, le vindeai destul de ieftin, le-am luat, le-am făcut 11 pe spate lățime cu 9, cred că, pe față. Asta e Jiu? Jiu care nu e Jiu, că dacă te aude Daniel te bate, te bagă mâna la fierăstrăul ăla. Nu mă bate, mă ceartă, da? Așa, Jiu este altceva. Jiu. Jiu este forma buzei sau, mă rog. Voi știți. Da. E ok, eu nu trebuie să știu. Lățimea se măsoară în inci, nu în jiuri. Ok. Deci 11 inci cu... 11 inci cu 9 inci pe față. Cu 9 inci. Pe spate acum cred că am ET0. Asta înseamnă că centru, butucul unde se prinde de butucul mașinii, este fix pe centru jantei. Ideal, adică. Nu, nu există un raport, nu știu dacă există un raport ideal, chiar nu știu, uite, e de cercetat. Să ne zică Daniel atât. Să ne zică Daniel că știe cu jeurile. Și înainte de dus mașina la vopsit, asta după evenimentul de la mare, mă uitam așa la mașină și mi se părea că anvelopele pe spate sunt foarte mari, pentru că asta găseam, mai mari, pe, mai late de... 275, 40, 17 pe spate, pentru spate, nu găseam decât semislicuri. Și am zis, nu vreau semislicuri, că e mașină de stradă și eu știu cum e cu semislicuri pe stradă, nu e chiar ok în cazul în care plouă sau așa, nu ai aderență. Și zic, bă, sunt cam mari anvelopele în balon. Era, fiind foarte lat, 40-ul ăla este procent din lățime. Înțelegi? Deci dacă tu ai atâta lățime, 40% e procent din toată lățimea. Și stăteam eu și mă uitam la mașină, bă, merge 18 pe spate. Am făcut repede calculul, am văzut că per total diametru, diametral nu mă afectează dacă pun 18 cu 35, știi? Și am făcut 18. Dana zice, mamă, iar cheltuim bani, luasem anvelope, erau noi, sunt noi și acum le-am acolo în spate. Da, că mă duc să mai fac rost de niște bani, cât îți trebuie? A, că mă duc acum să mai fac rost de niște bani, să mai băgăm. Îți dai seama că nu-s nici ieftine, pentru că nu sunt niște anvelope all season, foarte... Trebuie all season, păi nu sunt niște anvelope care sunt foarte comerciale. Și buze, și barrel-uri. Barrel? Alea, partea din spate. Oh, ok, sorry. Nu știu. Am înțeles. Bă, în final e un proiect reușit. Nu e, acum e ok să folosesc cuvântul proiect, că nu e finalizat, adică. Da, e ok. Ok, ok. Deci e un proiect reușit, e pe drumul cel bun. E conform dorințelor tale și da, ale Danei. Da, sunt destul de încântat. Da? Și ea este. Adică sunteți amândoi încântați. Bă, și eu aș fi, adică și eu sunt, adică dacă aș fi eu gagică ta. Dar nu sunt. Dar dacă ar fi să fie încă, na, sunt vremurile și aș putea să fiu, mai ales cu mustața aia, mă văd așa, aș fi încântat să zic, Adi, ce mașină frumoasă m-ai făcut, mulțumesc frumos.
Da, mi se pare tare. E... Da, e așa, a adus aportul destul de mult. E marfă, adică chiar am văzut-o zilele trecute, că ai pus tu filmuleț cu la motor, când că poți să o îmbălezi de acolo, direct la motor, e o chestie. Păi, da, e destul de simplu motorul, e la petacol. Da, e ok. E marfă, adică e marfă și pe lângă BMW-ul tău, pe care deja toată lumea îl știe și care e superb și na, ai fost și la All Stars, ai câștigat la All Stars și e deja o mașină pe care na, cred că toată comunitatea asta de auto o știe. Da, pe mine, pentru mine cumva a fost șocant. De ce? Că am avut Ascona aia înainte, nu știu. O știi că... Da, 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 Opel, că eu sunt fan Opel. Na. Da. Mi-a plăcut. Băgasem foarte mult timp și muncă în ea și mașina pentru mine și pentru ce vedeam în restul comunității de Opel, cel puțin, era destul de mișto, înțelegi? Băi, era marfă. Nu prindea de... la public cum prinde BMW-ul. Și mai era treabă. Eu am ajuns la BMW din pur și simplu... BMW-ul? Nu. Am ajuns la BMW din motive tehnice. Este o mașină care este foarte ok din punct de vedere tehnic, este gândită cum trebuie, găsești piese, vorba lui Ciutacu, pe toate gardurile și în toate șanțurile. Nu e chiar așa. Cad da, mor de beat într-un șanț și găsesc... Da, te uite o chestie de BMW. Da. Am dar găsești adică față era... de Opel unde nu aveam variante. Adică dacă eu vreau blocant pe Opel, nu exista, n-aveam de unde să pun. Boss, vrem blocant pe Opel, adică produceți, nu știu, faceți ceva, blocant pe Opel. Există, coaife, ei, 3.000 de euro. 3.000? Dă-o dreapă, nu facem ce mașina mai contează toată, 3.000 de euro la tine? Te rog, da, frumos, spune-ne, nu știu, dacă eu pot să zici, nu vreau să spun. Nu știu, cât ai dat pe mașină? Așa cum, când ai luat-o? 3.000. 3.000, ok, că tot vorbeam de 3.000. Da. Că noi vorbim în 3.000, nu mai vorbim în mii. Noi deja cu inflația vorbim în 3.000. Adică 3.000, 6.000, 9.000, 12.000, noi vorbim din 3 în 3.000. Era destul de ieftină, da. Și caroseria era super ok. Deci eu, credem, am tăiat aripile spate, praguri și așa era mai departe. Era de prin Portugal, era... de undeva. Sau... Da, nu, era foarte curat. Nici curat-o. Și roz. Câți bani ai băgat până în momentul actual? Necalculând munca ta care oricum nu putem i-am calculat, quantifica. Adică nu i-am pus pe hârtie nicăieri, dar în linii mari mi-am făcut așa un calcul mental și cred că am ajuns la vreo 30.000. Deci 33.000. Nu, 30.000 cu tot cu mașină. 30.000 cu tot cu mașină. Aleu. Stai puțin, în banii ăștia vorbim strict de piese și ce am cumpărat și ce am cheltuit cu vopsit, cu, mă rog, piese cumpărate și așa mai departe. Okay. Nu vorbim de nici măcar o oră de manoper în 30 de mii. Da, că nu, și pe aia... Eu spun ce am cheltuit așa, eu, că nu m-am plătit singur. Ok. La un moment dat trebuie să și o vindeți, nu? Mă gândesc. Nu, am făcut. Eu nu fac nicio mașină sau nu știu, nu mi-a făcut niciodată o mașină sau ceva pentru mine în ideea de bă, poate mai târziu o vând sau... Nu, mi-am făcut ca să-mi fac Dan Blaua și așa mi se pare corect. Că la un moment dat nu se mai aliniază cu, nu știu, așteptările tale sau nu mai e ce-ți dorești tu sau vrei altceva sau vrei mai mult sau vrei mai puțin sau nu mai ai bani și vrei să o vinzi, e altceva. Dar când îți faci o mașină de asta, nu te gândești, bă, dacă o vând oare cu 60.000, că am zis de 30.000. 60.000 vrem, adică nu... Nu m-am gândit și dacă o să o pun la vânzare, probabil că ăsta ar fi un preț corect și pentru plus. Mine și pentru cumpărător. Eu zic mai degrabă 60. 60 că 20.000 să lucrezi 20.000 pe 20.000 un an jumate înseamnă vreo 1.000 pe lună, cât înseamnă. Nu e ok. Deci 60.000. Cine o vrea, 60.000. Nu cash, că ne leagă. Prin bancă. 60.000. Ok, da. E, oricum, e o mașină care e plănuită pentru a fi condusă, a te bucura de ea. Da, exact. Presupun că asta vrea și doamna și se bucure de ea și să o folosească și la un moment dat să o vinde în pierdere. Cam așa se întâmplă. Adică Ascona am vândut-o cam la jumătate din banii pe care îi băgasem în ea. Da, dar na, ai și învățat lucruri, ai și pus suflet, da, ca, și plus ți-a oferit de asta, și satisfacții. De asta, nu vreau să mă plâng, adică chiar nu mă plâng din punctul ăsta de vedere, pentru că am niște momente foarte frumoase trăite cu mașina. Alea sunt cele mai importante. Da. Și consider că acolo sunt banii, știi? Și e ca o soră mai mare a mașinii tale sau o soră mai mică sau cum o vezi? Mai mare, clar. O soră mai mare, nu? Mai mare, clar. Gen
Dana Marihuana sau... Dana Marihuana. Mihaela Mispas. Sau Ciela. Am înțeles, un fel de șmecherită pe oraș. Nu știu, o să vedem. Eu sunt curios de reacția oamenilor, pentru că o bună perioadă de timp am ținut-o la secret. Eu habar n-aveam de ea, adică da. Fiind și în club, fiind și așa, oarecum, na, să zic, eu habar n-aveam. Acum câteva zile când am văzut o mașină roz și cu Dana care făcea la motor, adică nu știam absolut nimic. Da, am ținut-o la secret, că era greu să îți explici viziunea și atunci am zis, hai să o punem când e gata cu totul, ca să vadă oamenii întreagă, că așa pui pe parcurs niște poze, filmulețe, mă rog, din timpul construcției, nu înțelege nimeni nimic. Și avem și mai ocazia. Bine pun cu ea când e gata și ai la ce să te raportezi și pun după aia din urmă, uite, când am făcut aripa spate, am sudat aici și aici și aici și am tăiat aici și aici, înțeleg? Mi se pare mai corect așa. Asta e părerea. Și avem și ocazia înainte lui Daniel să o prezentăm cât de cât, adică nu poate la un nivel tehnic sau cum se așteaptă din partea lui. Ei, el oricum face altfel de el. Dar, da, e bun. Adică e ca un punct de referință pentru mine, cariera ta profesională, da, să zic, da, sau pentru evoluția ta profesională. Este, adică până în momentul ăsta e un apogeu. Da, e bine de apreciat de lucrul ăsta și... Și mai ales am vrut să demonstrez prin, sau nu știu, cu ajutorul acestei mașini sau acestui build, că pot să fac mai mult decât evacuări. Că oamenii sunt setați pe evacuări. Oamenii când mă sună... Fă-mă și mie o evacuare. Nu, păi ar fi bine, știi? Vreau să facă pârful popoc, vreau să... Dacă ar veni și ar zice, fă-mi și mie o evacuare, eu aș fi mulțumit. Dar de obicei mă sună, pune și mie tipsuri, schimbă și mie finala. Boss, nu fac. Nu te mai motivează, nu te mai excită. Nu, dar nu fac. Nu mai face, bă. Vino, dă-mi o mașină, dă-mi ceva să... Da, dacă îți fac un caz să-ți fac o evacuare de la A la Z, știi? Vino și noi să vorbim 3.000, 6.000, 9.000, 12.000. Nu neapărat aia, nu e vorba de asta. Bine, într-adevăr, s-au scumpit foarte mult și materialele și manopera, pentru că, na, trăim vremurile astea. Da, cu... Bun, tare, da, ce să zic. Mai vedem și cum o filmăm. O filmăm înainte, o filmăm după discuție, o băgăm în film, o, nu știu, vedem cum, dar merită câteva cadre. Dar la final, ca să-i ții aproape, știi, să... Mamă, despre ce vorbesc ăștia aici? Da, merită câteva cadre, pentru că e o mașină frumoasă. E o mașină frumoasă și e un proiect care chiar se vede că ai pus suflet și se vede și calitatea. Eu am și probleme cu la creier, cu OCD, cu rahat, cu de-astea și nu... Nu mă deranjează nimic că mă uit la ea așa. Ei, vizual, știi? Adică nu mă deranjează, mă uit la ea, m-am uitat așa, m-am lăsat puțin, nu mă deranjează, e țiplă, adică... E parcă a scos-o cineva din fabrică fix cu... Așa. Fix așa, asta, știi? Asta adică, am căutat, să respect anumite proporții. Eu sunt BMW și am făcut mașina asta ca să o dau, că o cumpără 2, 3, 9 oameni, nu contează. E destul de greu să ieși, să ieși cumva din tipare, pentru că e foarte ușor să o dai în chici, știi? Adică să faci... O mașină extremă, ai două variante, îți iese ceva wow și toată lumea e pe spate sau iese un mare chici, da, și o să fie totul exagerat. Ai călcat totul... într-o baltă și exact. Vezi cum te stropește, adică ori așa, ori așa, da. Plus că trebuie să ții cont de foarte multe chestii, apropo cu balta, de chestii tehnice, uite, pe unde să scurge apa din praguri, pe unde, știi, să nu ruginească, să nu stea acolo, să nu se frece aia de aia, să nu... scrape, da, nu știu ce, din cauza greutății, să... multe detalii. Bravo, mă bucur că e un proiect care te-a excitat și te-a provocat așa, te văd mulțumit și... Da, da, chiar asta e cel mai important. Bravo, sunt mândru de tine și... Ce pot să zic? Sper să o aprecieze și lumea și dacă nu apreciază... Da, până la urmă, eu am făcut-o pentru noi, cum ar veni. Bineînțeles, ea este super mulțumită, a zis că nu interesează. Bunica sa are o vorbă, e părerea ta, dar nu e bună. A zis că își face sticker. Cum e? Ce vorbești lumea despre tine nu e treaba ta? Ceva de genul, adică nu... Foarte bine, bravo. Bun. Zi-mi... Nu știu să rog. Va
Roger, Roger, I want to speak with Roger. Păi bine, am fost la Intermezzo, Pipi Caca Pârț. Am trenat cu mașina, nu suntem noi aici să intrăm ultra deep dive, dar am înțeles cum stă treaba, iar eu nu pot să zic decât, cum am zis mai devreme, că sunt mândru de Adi. Acum să ne mutăm puțin la o altă pasiune de-a ta. Ai zis tu mai recentă. Mai recentă. Că na, nu puteai să rămâi tu la mașină că te plictiseai. Și e pasiunea ta pentru două roți. Nu e chiar, hai să-ți povestesc. Sau pentru ceva legat de două roți, nu știu. Asta cu două roți. Așa și sunt pasionat de scuterul meu, Vespa, da? Nu sunt pasionat de motoare, știi? Adică sau pe să... Asta... Am făcut Honda, nu știu dacă o știi, o știi de fapt că a fost pe la evenimente, o Honda CB400 de prin 83. Când am luat-o, tot pentru Dana am făcut-o, cineva mi-a zis să o iubești mult de tot. Pe Dana sau? Bă, da, adică n-a să poți să ai... Ea săraca nu prea a mers cu ea, pentru că i-am zis, bă, ca motocicletă nu e ușor de mers cu ea, e destul de veche, fiind și modificată... Dar trebuie să pornească ăla. Ah, sunt. Fiind și modificată, e cu atât mai greu de condus. Am plecat pe ideea să o facem ca cafe racer. Și am făcut un fel de scrambler cafe racer custom, ceva. N-am înțeles nimic, dar e ok. Ok. Eu, la momentul respectiv, neavând permis moto, nemergând în viața mea niciodată pe motocicletă, nu știam nici măcar cum schimb vitezele și așa. Bun e, doamne. Da, e bun. Edi, mai vrei? Nu o vizionesc, nu-i ceva pe nu mai vrează nimeni. Bine că vine la toată la dar sunt sârba, facem ceva aici. Am făcut motoreta asta și după aia cumva m-a luat flama, știi? Bă, ia să încerc mă și eu, știi? Hai să dau, să iau permisul. La școală. Mi-a plăcut destul de mult, adică... Eu, dacă am terminat școala acum mult timp, era ceva nou cumva pentru mine, știi? Mi-a plăcut și în poligon, mi-a plăcut și cum explicau, am prins și vremea aia cu pandemia când, cred că mai la începutul pandemiei, când nu prea te lăsa să ieși din casă și așa, tărăgănat școala vreun an de zile. Cursurile astea teoretice se țineau online și cine ne explica de la școală de acolo ne explica super mișto și niște chestii așa care te puneau pe gânduri și te mai uitai pe YouTube și ia să vedem cum fac ăia și așa. Și așa am ajuns să dau de A. Am mers, cred că vreun an de zile cu Honda aia, pentru că Dana n-a mai mers, că a zis și ea nu poate să merg pe așa ceva, era și este groaznică de mers, dar n-a fost făcută cum de mers, a fost făcută de design cumva, hai să nu era facem foarte ceva practică. Nou, știi? Nu era confortabilă, nu era practică, nu era... era... Adică eu știu. E... Bă, e ca o Dacia, adică e ca... Știi, stai să cauți treptele de viteză, nu ține frâna, scade geamul, nu știu, la modul ăla. E bună de învățat pe ea pentru că nu e de viteză, e de mers prin oraș așa, 50-60. Dar cum am dat eu școala de șofer pe Matiz, nu? Hai, înveți pe... Da. Norocoșilor care acum dați pe automate, pe Mercedes, alea, pe automate, n-ai voie să... N-ai voie, da, așa e. Mi se pare o treabă bună. Da, corect. N-am nici să bag eu automat, o să zice mișcă cu oaza. Ce-i faci, mă, dai pe automată, pulangiule? Ce ești mai scădă? Ca și recent mi-am luat Harley-ul ăsta, care în lumea Harley-ului e printre cele mai mici, ca să zic așa. Un Sportster de 1200. Pentru mine oricum era ceva. 1200. Deci, 1000. Deci se fac, în ziua de aia se fac mașini de 1000. Motor de 1000. Da, sau de 900. Sau de 900. 800, cum era Matiz după care ai făcut școala. Da, o, bravo. Că, că era... 800 era. Da. Doar în 3 cilindri. Da, am avut și-o. Vezi, mă, că știu, nu sunt fraier, nu se trec. Echilibrat, motor echilibrat. Asta nu știu. Nu știu ce înseamnă motor echilibrat. Dar am rămas cu el în pantă, mă, la mol. Am coborât la mol Vitana acolo în parcarea aia și când să urc, nu mai urca, că din trei mai mergea doi. Și eram vreo patru ieși în mașină și n-am mai urcat. Am urcat așa un pic și am urcat. Și acum ce fac? Că dacă era mașină în spate acolo, rămâneam, cred că și acum eram acolo.
Da. Deci ți-ai luat un Harley. Mi-am luat un Harley... De 1200. Da. Am pornit foarte hotărât pe ideea de bobăr. Îmi plăcea mult de tot cum arată bobărul și am mai văzut bobăre prin oraș și băieți care conduc bobăre. Și mi s-a părut rachetă. La fel, am cercetat fenomenul bobăr, cum trebuie să arate o motoretă bobăr și așa. Mi se părea că ăsta se pretează foarte bine și îmi plăcea mie cum arată făcut bobăr. Și zic, îmi iau un Sportster și îl fac bobăr. Doar că după ce l-am luat și am mers de vreo 2-3 ori cu el, parcă îmi place mai mult ciopăț. Adică mi se pare tare, mi se pare rău să stai cu mâinile sus. Așa mi se pare că și arăți mai bărbătește, mai... Acum, da. Și și mai confortabil. E... Nu știu. Așa o văd eu. Așa sunt și eu cu... Este confortabil. Așa și eu cu Vespa-ul meu. Dar e confortabil la drum lung. În oraș nu e. Nu e treabă cu el. Da, și eu sunt cu Vespa. Wow, ce tare. Dar mi-am luat o Vespa. Eu mi-am luat-o din considerente practice, efectiv. Puteam să-mi iau un scooter chinezesc sau ceva, că era mai ieftin, dar am zis, bă, hai să-mi iau o Vespa. M-a ajutat Filip. Mi-am luat o Vespa din 2011, un LX50. Bă, mi-am făcut viața cu el și de-abia aștept acum să încălzească în fac viața cu el, pentru că câștig timp pentru mine. Adică eu, la mine a fost treabă practică. La fel gândesc și eu, vreau să dau și eu de A și la fel vreau să-mi iau și eu chopper, adică nu neapărat, nu știu cum se cheamă, adică să stau confortabil pe el, să mă plimb, tot în ideea că de drum lung, că poate mai ies și eu și mă plimb ca să mă relaxez. De ce? Pentru că senzația pe care am avut-o pe două roți este diametral opusă față de senzația pe care o am la volan în oraș, unde mă enervez și îmi iese dracul din mine și îmi vine să dau cu toți de pereți și să fiu cel mai mare golan. Parcă te mai deranjează să stai la semafor, să stai... Da, mă jur! Și am avut momente în care făceam ăsta, Floreasca Preciziei, Floreasca în fiecare zi și la 0 grade și pe iarnă și nu știu ce, cu Vespa, o echipat frumos cu geaca de motor de la Daniel, pe care încă o am, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și cu colanți pe picior, cu pantaloni, cu nu știu ce, cu așa. Bă, nu m-a deranjat nimic niciodată. Nu am avut niciodată un... Știi că mai zice lumea, Doamne, că ești pe două roți, că intră aia în tine, că te înjură, că te claxonează, că te... Bă, eu consider că dacă ești un pic cu capul pe umeri și un pic preventiv, cum și la mașină trebuie să conduci preventiv, nu poți să conduci acum în baza că nu intră nimeni în tine. Nu, același lucru se aplică și la două roți. Bă, dacă sunt ok, sunt preventiv, știu că nu trebuie să mă bag acolo pe linia a treia, să mă duc eu, să bă, îmi văd de treaba mea sau ceva, sau mă bag printre mașini doar când sunt statice, că până la urmă asta e avantajul, știi? Și acolo e un oarecare risc că n-ați mai deschide vreun deștept ușa sau ceva. Da, n-am avut până acum și senzația pe care o am eu, ținând de coarnele alea mici de motor de 0.05, că tot discutam și nu 1.2, ca să vedem diferențele, bă, frate, am o senzație așa de liniște, de calmitate, că ajung din punctul A în punctul B, dar sunt liniștit, sunt calm, sunt liber, sunt, adică, nu știu, îmi provoacă o satisfacție enormă, dar prin prisma practicabilității. Eu cumva am convenit eu cu mine că îmi iau doza de adrenalină de acolo și nu mai am nevoie de sute de cai pe mașină, cum aveam și cum eram cu Ascona, spre exemplu, care era la propriu un coșciuc pe roți. Coșciuc. Păi să mor eu, era o mașină cu 350 de cai, cu 4 roți și atât, că dacă intra într-un cap de pod sau ceva, cred că se-mi doia până în spate, ești nebun. Nu are niciun fel de element de siguranță pe... Și am zis, ok, nu mai vreau, vreau o mașină cu care să mă plimb, cum e rechinul, care are 1.8 și trage destul de ok, adică nu mi-e frică să mă bag într-o depășire, dar nu mai vreau sute de cai, că nu fac nimic cu ei, ce să fac, drift? Da. Înțelegi? Mă bucur de ea, mă plimb, mă duc în Grecia, mă duc în concedii, nu știu, whatever. Mă bucur efectiv de ea, merge ok, știu că n-am probleme, știu că dacă se strică ceva pot să repar pe loc, nu e ca la turbo unde dacă, nu știu, ți-a sărit un furtun sau ți-a spart sau așa, n-ai de unde să-l iei în momentul ăla sau mirate aici ce pompe de benzină sau ce se mai poate strica la o mașină. La mine și dacă se strica bicicleta, cred că trebuie să apelezi la cineva. Da, eu fiind mai tehnic așa am cum să mi le repar singur, dar există și situații în care rămâi pur și simplu pe marginea drumului că nu ai piesa respectivă. Corect. Și la turbo e cu atât mai complicat și să faci un swap cu turbo pe o mașină veche e cumva, nu știu, overkill în sensul că ajungi în punctul în care te lovești de niște chestii care nu țin de tine, știi? Se strică ceva, nu știu, se strică turbina, se strică motorul, o ia pe ulei, abar n-am.
La aspirat e mai puțin predispus să se întâmple treaba asta, știi? Mm. Că nu funcționează în același regim de... Nu sunt la regim. Nu sunt la regim. E ok. Zim, hai să ne întoarcem la motoare. Deci, păi la... aici, asta am să spun că cumva am hotărât cu mine că mi-au doza de adrenalină de aici. Pe două roți, da. E... Și că merg liniștit okay. cu mașina. Dar în privința motoarelor, da. Ți-a luat un Harley, e frumos. O să fie și ăsta în episod, nu știu, acum, după, înainte, ok, e superb, l-am văzut mai devreme. E foarte frumos, la fel e și... E destul de modificat el așa de fostul proprietar. Eu l-am luat de la un tip care, mă rog, el a fost în Polonia ăsta, Harley a fost în Polonia, a cumpărat un tip, s-a dat cu el cât a avut numele roșii și a zis, bă, nu e de mine, nu-mi trebuie, eu am alte motoare cu care mă dau, l-am vândut. Dar nu i-a făcut mare lucru, i-a vopsit rezervorul și îmi place și o să păstrez rezervorul respectiv și i-a schimbat ghidonul. Ghidonul nu-mi place, dar încă nu m-a hotărât la un model. Mm-hmm. În rest, nu știu ce o să-i fac mai mult. Probabil da. O să-i mai pun un de-astea, CC bar. Dacă aș ști ce e CC bar, oricum, da? Ai văzut, sigur, codița aia în spate. Mm-hmm, am văzut-o. Bă, e frumos. Adică și eu la fel, ți-am zis, vreau să dau de A. Și aș vrea la un moment dat să-mi iau și eu un motor, nu o să intru eu, adică să, mamă, să-mi fac eu, să mi le dreg eu, să mi le așa, dar mi-aș lua și eu un motor pe care să pot să stau mai ok decât stau pe Vespa, ce-i drept, cu care cu Vespa oricum mă bag și sunt foarte agil și foarte așa. Un cruiser. Da, nu știu, la un moment dat am văzut la mine pe stradă că a trecut unul cu un motor și zic, mamă, cât de tare e și m-am dus după el. Chiar că eram cu Vespa, m-am băgat cheia, m-am dus după el, salut, ce e asta și era... Kawasaki, nu știu ce, S. Din modelele astea noi sau aha. Nu știu, și mi-a zis Daniel că dacă ți-ai Kawasaki e ca și cum ți-ai lua căcat, știi, zic, băi, eu nu sunt purist, adică, na, e marfă motorul și e da, adică era, îți place. Era 5-6.000 de dar euro. Dar el comentează și de Harley că nu-i place, adică e 6.000 de euro la reprezentanță, gen să-l iei, știi, nou, băi, și arată marfă, adică e, are elementele astea noi și cum e el construit nou, dar cu aerul de vechi și de uh-huh. să stai pe el și să fii foarte confortabil. Mi se par foarte tare triumfurile. Nimeni nu le recomandă, nu știu de ce. Nu știu dacă ai văzut, dar au opțiune. Poți ți-l iei Bobber din fabrică, poți să ți-l iei Bobber, Cafe da. Racer, poți ți-l iei, nu știu. Mi se da, pare e... Și arată într-un fel, Doamne, cum Kawasaki arată. Vulcan S. Vulcan. Da. E tot un fel de chopper, cred că da, poți să-l faci. Pentru mine... Rebelul mi se pare mișto. Și mi se pare o motoretă pe care poți să mergi liniștit, poți să... Asta. Sincer, este cam un Bobber de stare mare. Da. Adică asta aș vrea, știi? Adică îmi place Vespa, o iubesc, dar da, dacă vreau să mă maturizez puțin pe partea asta de două roți, în direcția aia aș merge. Adică asta mi-aș lua. Eu ca și nu sunt conoseur, nu sunt, dar cu siguranță... Băgăm un grup acolo de motor. Băgăm un grup, da, păi aici vreau să ajung că, adică ce am mai discutat noi și ce am simțit, mai ales acum în contextul clubului, ca să vorbim și de club, ai propus, ți-ai asumat, ai venit cu ideea asta să, adică să ne shiftim puțin, să dăm așa un șoc în clubul nostru care mie îmi place foarte mult și e marfă, dar e clar că trebuie să venim puțin cu o dinamică diferită și ai venit cu ideea că pe lângă să te ocupi tu, nu știu cum să o iau așa structural, ai venit să te ocupi cu ideea de fresh, să te ocupi, o să reluăm? Da, nu, eu am venit către Daniel și am zis, ok, bine, nimeni nu mai are chef sau nu știu, toată lumea a morțit un pic așa, toată lumea are ce putem să facem? Toată lumea are așteptările ca altcineva să facă lucruri, e ok, asta e o boală general valabilă, adică și la noi la muncă și discuția. Peste tot. Bine ați venit, ciudacu, uite-l în ciudacu. Bine, Daniel, nu face nimeni sau nu știu, ce pot eu să Adrian, da, ce pot eu să fac pentru club? Și a zis, poți să preiei freșii, că nu mai are cine. Ok, și am zis, ok, aveam altceva în plan, dar e ok și așa. Dacă pot să fac eu treaba asta, o să fac. Ce aveai în plan? Care, păi îi spun, când am fost la ședința cu Daniel și cu Bugatul și cu tine și cu cine a mai venit Taz, a zis Buga. Să preiau și oamenii care participă la evenimente, pentru că tot particip la toate evenimentele și cam particip. Ok.
să-i preiau și pe ăștia și să facem un fel de corner de oameni participanți la evenimente din Brutal Stars, știi? Și atunci eu și mă cunosc cu destui care organizează evenimente și pot să discut cu ei și pot să îi organizez și pe ăștia la fața locului acolo, că na. Da, corect. Adică ai, adică, na, ai și o senioritate în club, lăsând asta la o parte, te validează și faptul că ești, adică ești în industria asta, ești un punct de referință pe nișa ta, dar oarecum și particip la toate evenimentele din ce știu eu, ai fost cam pe unde s-a putut. Clar, discutând, face parte și din strategia noastră de a revitaliza oarecum clubul, să anulăm cornerele care nu-și mai produc efectul și deja sunt așa și să nu ne mai concentrăm neapărat pe oameni și pe structura umană, cu toate că va prima în continuare calitatea umană în club, dar să nu ne mai concentrăm pe... În capul meu asta a rămas de bază. Bineînțeles, dar să nu ne mai concentrăm pe cornere și să ne concentrăm pe activități, adică avem partea de evenimente, vrem să facem... Cea mai mare expunere acolo ai, din punct de vedere reclamă. Da, 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 mă gândesc, adică avem partea asta de evenimente sunt pe care, care participă pe care la... Adrian o să o preia și o să și-o asume și o să fie, știi, cum e, judecător, juriu și așa, adică el o să fie omul care o să gestioneze toată aria asta, o să fie segmentul de off-road pe care Dani și-l dorea de foarte mult timp și o să-l conducă, că o să-l facă cu Filip, că o să-l facă cu nu știu, dar mi se pare că ei oricum fac foarte multe activități în sensul ăsta și de ce să, da, nu, de le ce să nu le înglobeze, integrăm, exact. Să le înglobăm în cadrul clubului, să-i dăm un caracter oficial, dar să putem să ne organizăm mult mai bine în sensul ăsta. O să fie partea de două roți de care vorbeam de mai devreme, că e și pasiunea ta și a mea, așa, într-o oarecare altă valoare. Și mai sunt oameni în club care pun pres pe treaba asta și putem să mai atragem membrii pe partea asta, unde, iarăși, vreau să discutăm, dar o să o las puțin la sfârșit, după ce discutăm puțin de club, legat de modul în care interacționează cluburile astea care sunt bazate pe două roți, de biker, de nu știu ce, care la nivel ideologic și idealist sunt puțin peste ceea ce facem noi în momentul de față și puțin ca și referință. Da, în comunitatea moto o să mai uniți oamenii și mai dedicați cumva, pentru că ei își trăiesc viața așa. Exact, exact. Adică marea majoritatea oamenilor care sunt implicați în cluburi din astea consacrate de bikeri, așa asta da, e stilul lor de viață. Da, da, da. Și acasă, și da, asta, la muncă. Asta discutam. Ei ăștia sunt. Eu țin minte acum 7 ani de zile, că acum intrăm în al 8-lea an, deci oarecum 7 ani plus, când au venit Buga cu Daniel și au zis: haide, Dani, intră și tu în clubul ăsta. Zic, de ce? Eu nu sunt pasionat, dar prietenia... Da, da, vezi că ți-a adus aportul... Prietenia pe baza căreia am avut interacțiunile astea în mod majoritate comun și din dorința mea de a ajuta la o organizare sau la o bună desfășurare a lucrurilor, am zis, bă, hai că intru, că n-ai cum într-un club, mai ales când ajungi la o mărime, adică dacă suntem 6 oameni și facem un club, e ok, putem să-l ținem direct în băiat, n-avem nicio treabă. Dacă când ajungi la un club de 30, 40, 50, 60, 80 de oameni, 90 de oameni, cât suntem noi acum, nu știu, suntem vreo 90. Cred că suntem vreo 100. Nu, 100 așa, cu remorci, dar nu mai sunt, au mai plecat oameni, că nu... Na. În fine, e vreo 100. Nu contează, dar când ajungi la o valoare de peste 30, 40 de oameni, deja caracterul administrativ al unui club capătă importanță, adică să poți să te organizezi, pentru că dacă ești 30 de pasionați sau hai să ne raportăm la noi, ești 90 de pasionați și toată lumea acționează numai din pasiune, clar, adică e greu să te implici din punct de vedere administrativ. Noi dacă am ales să înregistrăm marca la OSIM, dacă am înregistrat să facem un SRL, dacă am ales să facem anumite lucruri, clar avem nevoie de o parte administrativă. Cum sunt eu care mă ocup de anumite lucruri, cum e Eddie, uite, care acum ne facilitează faptul că putem să filmăm un lucru. E greu să vină în spatele camerei un, nu știu, Bobby Mom, care e mega pasionat și are o mașină super tare, da, sau tu, da, și să stai să filmezi, știi? Adică e greu, îți trebuie și caracterul ăsta. Da. Și de aceea am zis că trebuie să, unu, să redeschidem înscrierile, să oameni noi care să redeschidem poate oamenii în club, pricepuți la diverse, exact, alte să vină, la care noi nu suntem. Să vină cu o energie nouă, ca un lucru pe care l-am blamat și eu până în momentul actual. Am zis, bă, ăștia noi care veniți din urmă, adică trebuie să veniți cu energie nouă, să vii, să bagi, să-mi bagi ghiuntul, să mă lovești la coaste, să vii cu ceva, cu energie, știi? Așa?
Și ți-ai asumat și rolul ăsta cu freșii, să iei, să-i bați, să-i omori, să-i nu știu ce, să-i responsabilizezi. Nu, nu e cazul, dar iarăși plecăm de la ideile de la început. Ziceam, băi, să plecăm pe ideea de frăție, știi cum e frățiile în America. Iei biciu, îi dai cu untură, îi legi de în păduri la băneasa cu miere, să vină ursul la modul ăla. Și să ne reorganizăm și noi oarecum și să nu ne mai concentrăm așa ca și structură ce pe... Ce dacă nu reușit să pornești aia? Ai avut termoia? Dă-i un șpiț. Dai, bagă un șpiț cu stângul, dacă e stângaci. Nu, dar nu pornești. Nu, pornești, nu mai vrea. Și așa, și să facem treaba asta cu evenimente, tot așa unde o să fii tu el jefecito. Bineînțeles, cu suportul fiecăruia, că, adică nu e ca și cum vor lucra... Păi, trebuie să se implice oamenii. Numai o să-i atragem, oamenii o să-i atragem. Oamenii implică până când nu îi împingi un pic de la spate. Asta e, n-ai ce să faci. Domeniul nu e numai la noi sau... Na, asta da, eu zic că o să fie bine. Ideea e că noi, ca și lideri și ca așa, să tragem puțin calul, indiferent că e mort, că e în comă, că e cum o fi, să-l tragem puțin, să-l aducem pe direcția cea bună. Nu e, nu. Deci cam asta o să fie. Deci Adi o să ocupe de partea de fresh, cum zice, și cu suportul meu și așa, din punct de vedere administrativ, să facem să fie bine toate lucrurile, să definim un set scurt, concis, de reguli, transparent, prin care ei să și-l asume în momentul în care intră în procesul ăsta de recrutare, pe care nu-l vom schimba, adică tot în principiu, tot 6 luni de zile o să vii să ne batem ciocanul de tine ca să vedem că meriți să fii în clubul ăsta. În același timp trebuie să ne mișcăm și noi ca și club, ca să putem să dăm valoare, să vadă omul un sens pentru care să intre în clubul respectiv. Și de-aia am zis să omorâm cornerele, să ne axăm practic pe activități, pentru că aici am cam stagnat noi și cam... A fost și perioada. Știi cum se numește? Cred că multe, și noi suntem supraviețuitori. În timpul pandemiei foarte multe business-uri, Da. Adunături de oameni au căzut. Haite de oameni, pentru că asta a fost, ne-au ținut închiși în casă. Asta a fost, în casă, ok. Nu, dacă am stat, cred că am stat 3 zile în pandemie în casă, în rest, declarație. Bă, odată am uitat să-mi fac declarație și m-a oprit poliția. Bă, odată. Ai, te-a prins. Tu și italianul ăla, cum ziceam. Nu, dar cam asta este, o să ne mișcăm, anul ăsta ne mișcăm, facem în măsura în care ți-am zis noi, chit că suntem 5-6 oameni și o să tragem și pe alții după noi și pe Ciutacu, uite, îl tragem că e aici cu noi și se bagă și el. Adică sunt oameni care așteaptă totuși, știi cum, scânteia din altă parte. Nu e nicio problemă, ne asumăm noi să facem scânteia. Așteptările noastre sunt ca măcar o parte din membrii să adere la ideile noastre și să contribuim cu toții să creștem. Eu zic că o să fie bine, premizele sunt bune, potențialul e mare. Dar cam asta e și asta mi-a plăcut mie discutând cu tine, că raportându-ne la cum funcționează comunitățile astea pe două roți, bikerii și nu știu ce, că și eu mă raportam la început și ziceam, da mă frate, uite mă uit la aia, știi, și ziceam și noi, uite, ok, poate e prea mult să mă gândesc la Hells Angels sau la diferite grupări de astea internaționale, că ei sunt internaționali din ce știu eu. Da, și acolo când te uiți, exact cum vorbeam... The Mayans, cine mai e? Să-i bată, doamne, dar și acolo sunt membrii care cotizează și sunt IT sau ce fac, sunt membrii care se duc și sparg bângi, au femei la produs și vând droguri, adică... La noi nu e cazul. La noi nu e cazul și nu o să facem treaba asta, dar ca idee se întâmplă lucruri și la ei... E foarte mult accentul ăsta pe băieție și pe cuvânt și pe respect și pe obraz. E mai multă trăire acolo decât la noi. Exact. Și mai e, eu cred că mai e și un motiv fizic. E greu să aduni 30 de mașini la un loc. Nu e la fel de greu să aduni 30 de motociclete la corect, un loc, știi? Corect. Adică trebuie să ai nevoie de spațiu. Unde îi aduni? Da, dar vezi, uite, adică... Să aduni 30 de mașini să-ți trăiască ție, trebuie o parcare. Și întreagă. Modul lor de exprimare, adică dacă se raportează la motor, înseamnă că trebuie să promovăm două roți, adică știi, adică, într-un fel. Dar eu cred că există potențial și aici să putem să o adaptăm. Mi-aș dori să adere și oameni care sunt, nu știu, spre exemplu, strict pe moto. Păi asta e și scopul, asta e și scopul. Și vreau, uite, cum era tipul ăla, vreau să am vestă, cum are Adrian. Nu, asta este și scopul, adică scopul meu este să nu ne mai crampunăm, ok, ne raportăm la calitatea umană și asta o să o facem fiecare întotdeauna. Da, am poate... încercat, ok, nu merg cornerele, n-ai cum să faci, hai să ne unim în jurul... A fost, la momentul respectiv, a fost o chestie bună. Pe parcurs
Ideea e că acum ne raportăm la activități sau la profile de lucruri. Că poate, și tu, cum ai pasiunea de mașini, cum ai și componenta profesională a lucrurilor pe care o promovăm și de-aia venim și aici să discutăm de Rocket Fabrications și calitatea pe care o aducem în piață, dar la fel ai și pasiunea de două roți, adică tu poți să coexiști, adică nu e nicio problemă. Mi-aș dori și mă întreba Edi, m-am gândit într-un timp dacă ar merita să, nu știu dacă să renunț complet, dar să renunț cumva la partea de auto și să mă axez pe moto, să modific motociclete. Problema este că ar trebui să iau cumva de la capăt, nu chiar de la capăt, adică nu de la zero, dar de la un 2 acolo, știi? 2. Până la 10, dacă e să o luăm. Cum era eu când era la școală și îți dădea proful de mate? 2. 2. Bă, tot era ceva că nu-ți dădea 1. 2? Bă, am luat la un primul an de facultate, mă, frate. Mie mi-a plăcut apropo. Mai deviem, că n-ai ușto. Trebuie să deviem, da. Adică este mai mult facultate, am dat la drept, că nu mi-a plăcut matematica din liceu, am pierdut matematica, deși am nevoie de ea acum. Am pierdut chestia asta cu matematica de la sinus, cosinus, whatever. Da, eu am rămas cu anus. Nu mai vreau să aud, am dat, abia am luat bacul cu 5, cred că, sau ceva la matematică, 6, în fine. Și când am dat la facultate, am dat la drept, că era singura facultate în care nu se făcea matematică. Mai vrea? Mai vreau. Mâncare Oha, n-am, în intermețul n-am comandat și noi ceva, da? Și... Reclamă mascat. Al cui e, mă? Lil Wayne e băgat, nu? E de... Bă, nu e ta. Nu e al lui. E băgat ceva. Lil Wayne. Eu. Și mie mi-a plăcut româna, mi-a plăcut, scriam poezii în liceu, de-astea, știi, aveam o latură artistică oarecare, dar îmi plăcea chestia asta cu româna. Și am dat examen la ceva, la limba română în facultate și am luat 2 în coaie. Mamă, 2 la română e ca bă, și cum ai fi străin. Da, adică da. Sunt grec, vin în România și, dat alea, și dau examen la română. Despărțiți în silabe. Era în ce dracu sunt astea, mă, de grădină. Despărțiți în silabe. Da, nu mai știu de unde am plecat. A, că 2, că plecai de la 2 dacă ar fi să te axezi la motoare, exclusiv la motoare. Da, aș pleca de la 2 pentru că nu... Și cine te-a întrebat? Edi? Tu l-ai întrebat? Da, el m-a întrebat dacă aș face... Are întrebări bune, să știu. Da. Dacă aș face motoare. Probabil că aș face, dar... Poate să fie o nouă provocare, așa, profesională. Nu știu, da, te gândești, acolo, acolo, o văd. Ca plan de rezervă. Că am pe ce să experimentez acum, știi? Adică eu oricum și în domeniul ăsta, tot de la mașinile mele și de la ce mi-am făcut pentru mine, am evoluat, știi? Pentru că mi-am dorit întotdeauna să fac mai mult, să fie mai bine, să iasă mai frumos, să meargă mai bine și așa mai departe. Sper să fie așa și în partea asta cu motocicletele. E diferită mecanica de motociclete. Crezi? Față de aia de mașini. Da, e tot. Și atunci e destul de greu, știi? Plus că n-ai nicio recomandare. Acolo pleci de la zero, într-adevăr. Recomandăm, nu, frate. Du-te, domne, la Adrian, că uite ce mașină mișto a făcut. Fă și tu motoreta la el. Te recomandă munca, indiferent. Adică dacă o să încerci, o să mergi pe treaba asta și rezultatele o să fie conform așteptărilor tale, standardelor tale, că cu siguranță ți pui niște standarde, cum ai făcut și la mașini, o să te recomand singur, în final. Eu studiez, adică când am o studiez, problemă... Studiez, nu? Care, nu. Când am ceva de care nu m-am mai lovit sau n-am mai făcut sau nu știu despre ce e vorba, studiez destul de mult. Acum, spre exemplu, fac electric. Urmează să fac electrica pentru motor, nu ăsta, celălalt. Nu depălează nimeni. Și am vreo lună de când studiez, adică citesc într-una și posibile eșecuri și posibile rezolvări pe domeniul ăsta de electrică. Că nu e domeniul meu, da. Am mai făcut. Dar am făcut la nivel de pentru mine, pentru ce faci pas cu urmă. Uite că tot vorbeam de... Păi tu ai zis să vină 30 de inși aici, mâncați-și gura ta la întâlnire. Păi era mai cald. Cred că dacă vreau să dea puțin CO2 pe aici, pe noi. Bă, da. O, cu siguranță o ai în minte, cum ai zis și tu, o să vezi. Puțin acolo ca un plan. Dar întorcându-ne acum,
cu comunitatea asta pe două roți și cu toți, adică și eu am avut-o ca un etalon așa pe băieții și cât de uniți sunt și că nu știu cum. Ne-a ieșit și nu ne-a ieșit. La noi, noi suntem acum într-un fel de, hai să vedem cum putem să revitalizăm și, zic că să iasă, și cum putem că... să creștem nucleul ăsta de băieție. Ne ajută foarte tare imaginea. Bă, da, potențial există, adică nu, asta n-aș vrea, n-are rost să discutăm, bă, doar că trebuie să fie un efort comun. Nu putem să le ducem noi în brațe pe toate, că n-ai cum să faci, dar cu siguranță va fi bine pe partea asta și... Nu, am luat și rulota aia, cred că despre rulota o să avem un episod dedicat cu Buga. Separat, dacă e să fie, să filmăm, să povestim și acolo o să fie... O luăm așa cap coadă, îl includem și pe decedatul nostru Osho în discuții. Dar în final, da, scopul va fi să anul ăsta totuși cu brandul nostru, că până la urmă suntem înregistrați și la o simplă geamă cu Brutal Sax, să ieșim puțin în față, să ne dăm o energie nouă, să dăm o oarecare dinamică, avem niște idei, niște întâlniri. Cred că la momentul în care iese episodul ăsta am fi avut și o altă ședință și o discuție cu toți membrii clubului și o să vedem așa o discuție. Eu zic că sunt, o să mai fie și, sunt și deja mașini noi care, pe care le-au, și le-au construit sau cumpărat. Da, membrii da. Deja existenți, ori să mai vină și membrii noi cu un alt impuls și atunci... Îi reparăm mașina și lui Bamse. Își pune și Bamse cutia. Pune și cutia la loc să poată să miște bijuteria. Da, nu, asta zic, adică pragmatic vorbind, potențialul există, trebuie doar să-l exploatăm puțin, să nu ne așteptăm să vină... Adică și ăsta e mesajul și al meu către membrii în general. Nu mai așteptat să vină neapărat Daniel, Buga, Adi acum pentru că și-a oricine asumat rolul ăsta voi, sau eu să venim cu rugăminți, propuneri, whatever. Da, exact, cu drive-ul și cu, adică să fim noi neapărat locomotiva, asumați-vă și voi rolul de potențială locomotivă, trageți după voi anumite idei care vouă vi se pare relevante, propuneți-le, că Doamne ferește, adică am militat pe partea asta, parte de caracter social am acordat libertate maximă. De asta s-a pus la liber grupul de WhatsApp, că am zis că poate din toate tâmpeniile vorbite acolo, că na, când ești 100 de oameni e inevitabil, poate din toate întâmpeniile iese o idee bună. Vine unul la un moment dat și zice, mi-a venit mie o idee. Da. Și e într-adevăr o idee bună care propulsează clubul în direcția potrivită. Exact. Poate și de asta vrea și Daniel canalul ăla cu publicul larg, să vină oameni acolo, să ne... Poate vine cineva din exterior care își dorește mai mult decât un potențial membru și vine cu o idee bună și zice, bă, aș vrea și eu să fiu membru, uite, am nu știu ce idee sau am nu știu ce propunere sau eu văd că faceți asta greșit sau... Exact. Și din punctul meu de vedere este universal acceptabilă, dar atâta timp cât păstrăm calitate, păstrăm și avem o direcție sănătoasă. Asta va rămâne întotdeauna, din punctul meu de vedere, nu știu. Da. E greu, adică nu... Ce s-a seamănă să adune, știi? Să vină unul, să înceapă cu cocălărisme, mi se pare destul de complicat, nu o să reziste mult. E tipic. Avem... Avem ce? Da, nu avem ce. Da, o să vedem. Deci o să reluăm... Ai zis cu întrebările, că ai zis o întrebări reluăm... de suduri. Da, o să reluăm în scrierile, Adi o să ocupe de Fresh, o să-i gestioneze el cum consideră mai bine. O să gestioneze și partea de evenimente unde o să vrem să apărăm cât mai mult. Acum că avem și rulota, o să încercăm să facem și pe București noi întâlnirile noastre, să căutăm entități private, cum ar fi Mecanero sau să mergem pe la Andrei, pe acolo, pe la el, să facem chestii marfă. Cel puțin la Andrei, eu am o viziune așa cu lucruri pe care am putea să le facem foarte tari și m-aș implica 100% să mergem acolo. Da, și eu vreau. Iar la partea de evenimente prin țară ar trebui să ne facem simțită prezența mult mai bine și mult mai organizat și mult mai cu într-o coeziune, mult mai ne-am luat și eu de la extensie de B sau cum îi spune pentru remorcă. Bun, da. Aia e, adică e un bun al clubului și trebuie să-l exploatăm pe cât se poate, cât mai mult. Da, asta cu clubul o să mai vedem pe parcurs. Întrebările ai zis, da, întrebările. Stai. Deci când am filmat acum un an de zile cu Daniel, un an de zile, bă, băiatule, am zis, bă, hai să luăm niște... Am zis că dau eu 10 odorizante, cadou. Bă, le dau. Sunt doar 4 oameni care au pus întrebări. 4 odorizante. Le-am dat și reply pe YouTube. Nu,
Bă, le dau, vorba e vorba. Nu, 10, că trebuie să alegi care e cea mai bună întrebare. Un băiat a pus 4 întrebări, iar ceilalți 3 au pus doar câte una. Da, o facem live așa. Okay. Și o luăm în ordine. Și avem așa, de la Sebi5370. Sebi, ți-am dat reply pe YouTube ca să știi că urmează să filmăm acum, ca să fie actualizat. Și zice, pentru Adrian Sudoru, eu acum urmez o facultate pe domeniul de inginerie a sudurii în Brașov. Auzi, deci nu ca tine fără școală. Cu școală. Și având în vedere că ești cunoscut ca un foarte bun sudor, fabricant. Fabricator. Deci, să nu mai zice fabricator. Deci să nu mai zice sudor, că mă supăr. Eu le-am schimbat în telefon. Da? Deci nu mai e Adi Sudor, e Adi Fabricator. Am următoarele întrebări. Și zice așa. 1. Cum ai început să lucrezi în domeniul ăsta și ce anume te-a atras? Păi am zis. Cred că am dezbătut deja, deci răspunsul tău este dă-i rewind. Care sunt principalele avantaje ale acestei meserii? Băi, e atât de simplu, nu? E atât de simplu încât mi-e greu să răspund. Zici tu două, trei cuvinte, nu? Ai satisfacția. Când vezi un lucru făcut de tine și făcut bine și ești mulțumit de... Mi se întâmplă, rar, dar mi se întâmplă să fiu mulțumit, să zic, mamă, asta a ieșit exact cum mi-am dorit. Uite cum e difuz de la mașina asta. Înțeleg? E mașina cu totul, adică... Ok. Dar da, am înțeles. Nu, mă refer strict la o piesă. Uh-huh. Te apuci de o piesă și okay. O construiești și iese și vezi că a ieșit din mâna ta și zici, bă, ce tare sunt, mă, sunt tare. Asta este satisfacția cea mai mare pe care o ai și asta am căpătat-o de când făceam tunichigerie. Bă, și desfăceam mașini întregi. Îți dau exemplu, am desfăcut un S-Class, un Mercedes S-Class, S500, nu știu, whatever. Când pornea motorul, făcea așa mașina cu chiar. Avea fețele de uși. De ce te uita la bamse? Că am crezut că știi despre ce vorbesc. Fețele de uși, totul, reglaje la scaune, faruri, whatever, era vacumatic. Mercedes de prin 90. Totul era vacumatic. Când am desfăcut fața de ușă, cred că avea vreo 20 de vacumuri în fața de ușă. Conducte de vacum. Și am zis, eu n-am cum să mai pun asta vreodată la loc să și meargă. Nu există. Și am pus. Și am zis, bă, ce tare sunt. Era satisfacția aia întotdeauna. Și ieșea și arăta mai bine mașina decât când a venit. Și întotdeauna aveai satisfacția asta, lucrului bine făcut. Da, bun, 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 bun. O întrebare bună, nu? O întrebare, da. Bine, da, o întrebare. Pentru că n-am ocazia să povestesc lucrurile astea. Păi uite, să acordăm noi ocazia și trec la întrebarea 3. Omul și-a cumpărat 4 șanse pentru cele 10 odorizante. După părerea ta, de ce este lipsa așa de mare de sudor și alți meseriași în ziua de astăzi? O dăm în geopolitică și în altele exact. Acum. Dar te las pe tine să răspunzi. Pentru că nu cred că este lipsă în România. Oamenii buni din România, în orice domeniu, au plecat afară, că sunt mai bine plătiți. Atunci. Doar că plecând afară ne-au creat nouă celorlalți cumva o oportunitate, știi? Și e păcat să nu profităm de ea până la urmă. Adică au mai rămas și oameni buni. Da, dar plecând, adică îți lasă și ție o oportunitate ca și un om care produce calitate și ești ok. Da, pentru că dacă ești 30 timp... de inși care fac calitate, să zicem, ai o gamă mult mai largă, ai de unde să alegi, poți să faci o comparație de preț, poți să scazi prețul, știi, unul celuilalt. Dar când ești câțiva, nu știu, 5 din aia 30, care restul de 25 au plecat afară, în același timp, creezi oportunități și pentru diletanți. Că aia poate n-aveau nicio șansă înainte, când erau și aia buni și era mult mai mare concurența. Da, dar se cer nici ăștia în timp. În timp, corect. Și e de datoria noastră să-i cernem, prin review-uri, prin rahaturi, adică prin feedback-uri. Asta e un mare avantaj. Adică să nu ne fie rușine, dacă mi-ai făcut o lucrare nasoală, să zic... Da, e ok, ia banii da, și să plec. Da, pe de adică... parte da, pe de alta nu, că oamenii nu prea zic, că știu că n-au la cine apela. Mai faci mie una? Fuck you. Ok, pe bine, să trec la următoarea întrebare a lui Sebi și ultima. Ce sfaturi în domeniul acesta de sudură ai pentru un viitor sudor, inginer, sudor ca mine? Omul cred că a absolvit între timp. Cred că ne-a și înjurat, a zis, bă, cea mai știu vostru brutal. Și în Adrian Sudoru, care nu știam că e fabricatorul, că n-ați mai venit lumea să-mi răspund și odorizantele mele unde sunt. Bă, n-am sfaturi de sudor. Eu știu un lucru, n-aș putea să fac muncă din asta de
fabrică, nu știu, din asta repetitivă, știi, să construiezi mereu, să sudezi același lucru, să învii, să, nu știu, cum sunt ăștia de fac tobe, spre exemplu, că sunt firme care fac tobe, e unul care le taie, bine, nu știu ce, la CNC, vine altul și le sudează, el doar asta face, sudează toată ziua. Bine, cred că acolo o să înlocuiască robotica în curând treaba asta și încă, cred că deja se face în industria auto și anumite componente, cred că nu le mai atinge omul, cred că când le ia și le pune pe curier sau ceva. Să fac, să lucrez așa repetitiv. Ce sfaturi să-ți dau? Să, nu știu, să... Să te să provoci. Să te autodepășești. Tot. Exact. Să te provoci în continuare, să încerci, exact cum ai zis tu, să fii autodidact, să vezi o componentă sau o mașină nouă, cum funcționează. Mai ales cum... că ești inginer și poți să înțelegi cum funcționează anumite lucruri. Sebi, între timp, că a trecut mult timp, ai devenit inginer și nu știm noi. Și noi îți mulțumim pentru întrebări, că ne-ai mulțumit aici. Ți-am dat și reply pe YouTube și vedem la sfârșit, Adi, care... Așa, trecem la Gorizon. Gorizon 3448. Domnul Adi Sudoru. Domnul Adi Sudoru. Deci deja am călcat cu stângul. Dar și care e problema? Cred că noi am perpetuat treaba asta cu Adi Sudoru. Adică tu ai acceptat-o și ai zis: "Hai, domnule." Da, pentru că de multe ori mi-e mai greu. Ești fabricator, mă, bulangiilor, dar n-ai mai stat să ne contrezi, știi? Asta e o greșeală. Trebuie să ne zici: "Băi, eu nu sunt Sudoru, prostul, eu sunt fabricator. Uite ce am fabricat, știi? Adică nu sunt Sudor." Dar mă rog, domnul Adi Fabricatorul, cum ai știut că trebuie să duci treaba asta la rangul de artă? Că nu o mai putem denumi o simplă sudură. Vezi? Bă, dacă te referi strict la sudură, m-am... Teatru să fac aici. Vedeam când sudam că nu iese ce trebuie. Adică eu știam cum trebuie să arată și o sudură. Eu când sudez, la fel, nu iese ce trebuie. Văzusem atât de multe videoclipuri, maximulet când să-mi iau poze și așa mai departe, cum trebuie să arate o sudură, și o vedeam pe a mea și nu era ok. Adică aveam termenul ăsta de comparație și am exersat până când mi-a ieșit. Nu mai are piatră. Nu mai are, nu? Mersi mult, Adi. Iau pasta. O iau. Dacă ne referim la alte obiecte de artă pe care într-adevăr le-am făcut artă, nu știu, e mult spus. Lasă așa, lasă artă. E o denumire, denumire generală. Artă. Am făcut diverse chestii, de la mobilier, inclusiv acasă am toată baia, am o baie făcută de mine, de la zero, cu lemn, cu tot ce înseamnă, adică cu cadre de metal și așa mai departe. Bărbat adevărat. Da. Cabină de duș, așa, totul făcut de mine. Poarta de la intrare din casă e la fel făcută de mine. Așa. Mai zine, mai zine. Mai fă mă să mă simt prost, că tocmai mi-am făcut acum apartamentul și... Tu ai pierdut lesa, despre ce vorbim? Poartă vrei să te... Poartă nebună. Poartă îți trebuia nebunule. Tu ține minte unde ai pus lesa. Da, bun. Și-am mai făcut premiile alea pentru... Bă, premiile alea geniale, nu știu, ula mea, nu știu de ce anul ăsta, anul 2023, oricum a fost un an mort. Mă uitam eu la, da, cu hip-hop, cu nu știu ce, cu asta. Nu 2002... mai avut timp, că aș mai face și... 2023 a fost un an mort pe mai multe nișe. Și la noi, ca și club. Ne-am desmorțit greu după pandemie. Da, și a fost, și în muzică a fost un an mort. Adică, ce, a scos Drake un album de căcat sau ceva? Sau... Adică a fost un an mort. A fost un an mort din punct de vedere al creațiilor, știi? Că și tu ce creați. Dar țin minte la evenimente, cupele tale, adică nu știu. Cupele tale, două petale. Cupele tale, două petale. Da, băi, erau marfa, adică toată lumea... Alea le-am făcut, am început să le fac pentru că prima dată am construit o mașinuță din, nu știu de ce, din joacă, din habar n-am. Vreau să descoper ce pot să mai fac cu sudura, înțelegi? Și cum aveam un pic timp liber pe la, nu la atelier, că unde lucram înainte, la garaj și serviciu unde lucram, mai făceam la aia, mai făceam o roată dintr-un rulment, mai făceam un scaun, mașinuță, era o mașinuță cam atâta, știi, un hot rod, red rod, ceva. Și de acolo mi-a plăcut mult de tot cum a ieșit și am zis, bă, trebuie să mai fac chestii de astea. Și mă tot uitam la diverse chestii făcute din metal. Pot să fac și asta, știi? Dar în general, cam tot ce am, nu știu dacă am făcut chestii în afară de mașina asta, din mintea mea, adică nu am viziunea de a face de la zero ceva, știi, de a crea. În general, copiez. Adică dacă fac, spre exemplu, am făcut trandafiri și am vândut de Valentine's Day, de trandafiri din... Da, dar
Okay. Am văzut la alții cum fac, adică n-am făcut eu, mamă, gata, mă, eu acum crezi un trandafir. Ai luat o idee, ai aplicat-o, da. Ți-ai aplicat după aia și conștiința ta în ideea respectivă? N-am mai avut timp și, pe de-o parte, îmi pare rău că era cumva refugiul meu, adică când aveam o duminică liberă, sau exemplu, veneam la gara și asta făceam, ciocăneam acolo, făceam. Și la final ieșea chestia aia, apropo de ce zicea Sebi, prima întrebare, îmi dădea satisfacție aia, uite ce a ieșit din mâna mea, știi? Da. Bun. Da, premiile alea frumos și ar trebui, na, să le mai facem. Adică, nu știu, să mai, nu știu. Mi-ar mai plăcea, doar că nu știu cât îmi permite. Păi luăm piese de la cutia lui Banks și mai facem. Și mai am o problemă care mă oftică. Nu pot să fac același lucru mereu, adică vreau să fac alte chestii, mai mișto sau, nu știu, mai puțin mișto sau, dar să fie altfel. Și de multe ori dacă nu-mi dai un subiect și îmi spui doar fă niște premii, mi-e greu. Da, da. Trebuie să-ți dea o idee, o direcție. Adică fă-mi premii pentru, nu știu, Laudă Spire, dar uite, vreau să arate pentru așa și atunci știu clar ce am de făcut, vreau să arate într-un fel. Dar dacă îmi spui doar fă-mi pentru Laudă Spire, să mă uit la țevile alea, hai că unesc trei țevi între ele. Da. Bun. Panghea Aurelian, pentru Adi Sudoru. Fabricator. Cea mai ciudată și nonconformistă piesă creată, sudată, o nebunie. Care a fost? Băi, am făcut o chestie, nu știu de ce mi-a venit asta în minte acum, pentru un tip care avea un serviciu, cred că încă l-are, de BMW, strict de BMW. Am făcut o... Mi-a cerut să-i fac un suport de chei. Eu îi făcuse multe lucruri lui. I-am făcut birou dintr-un boc de X5 cu faruri care se aprind, lăsat, cu roți care se învârteau. Dar n-a fost asta. Cea mai neconformistă chestie pe care am făcut-o. I-am făcut suport de cărți de vizită cu oameni care lucrau pe la roți, la ce lucrau ei, motoare acolo. Tot felul de rahaturi și i-am făcut o chestie, că mi-a zis vreau un suport de chei, dar să fie așa, ceva. Am stat, m-am gândit, zic, mă, văzusem, suport de chei, căcat, o cutie cu o ușă, asta pot să-ți cumpere, adică de ce să-ți fac eu asta, înțelegi? Rob. Și în creația mea, așa m-am gândit eu, și din ce materiale, că de multe ori te rezum și la asta, din ce poți să faci, că așa, căcat, poți să faci orice, dar depinde ce ai. Ce ai la îndemână. Ai la îndemână, ce poți să cumperi sau să, mă rog. Și am făcut din niște bucăți de țevi de diferite diametre o formă ca o cometă cu un fel de siglă de BMW undeva în mijloc. De ce? Pentru că țevile alea permiteau să bagi cheia acolo fiecare. Dar era destul de măricică, era cam... Era mare. Vreo 60 cm, ceva. Și avea, nu știu, 15-20 de sloturi de chei, știi? Ce-i, domne, asta? Băi, zic, asta e farta mea. La atâta m-am putut gândi. Dar am bătuse ceva capul, știi? Plus finisează alea să arate bine, sudate între ele, diverse adâncimi, da, diverse suport, dimensiuni, adică... Hai, domnule, că eu nu la așa ceva m-am referit. Bă, de atunci cred că nici n-am mai lucrat cu el, deși comandase foarte multe lucruri la mine. Și zic bine, dacă tu n-ai înțeles, na, acum... Deci cea mai neconformistă a ta... A fost o chestie care a fost eșec total. O chestie care ți-a terminat și relația da, cu o persoană respectivă. Am înțeles, ok. Bun. Și ca să terminăm întrebările și din partea publicului, și după aia trebuie să și alegi care e cea mai bună întrebare. Întrebare pentru Mustăciosul. Mai bine decât Sudorul. Mai bine. Da, mai bine. Cine e fanul tău numărul 1? Nu, nu e Pascu. Fiul e fanul meu numărul 1, a zis că bine, el săracul acum un an nu lega atât de bine propozițiile și nu știu pe unde, cred că m-a văzut pe YouTube sau ceva, pentru că na. Și a zis, tati, e fanul meu numărul 1. Știi, a zis invers. I-a zis lui maică. Bun. Eu așa, asta îmi doresc, să fie el fanul meu numărul 1. Superb. Și în final, care ți s-a părut cea mai bună întrebare? Asta, nu? Asta, mână. Da. Ok, deci cele 10 odorizante promise acum un an, îi le dau lui Madas. Nu? Dacă mai trăiește, da. Da, de când am mai filmat noi. Poate are familie, copii acum, poate. Și mai trebuie odorizant. Da, asta au fost întrebările.
N-are rost să mai intrăm în alte detalii. Eu personal nu am întrebări legate de partea ta profesională, pentru că nu mă pricep. Și nici n-ai găsit pe internet? Ce să găsesc pe internet, mă, frate? Că nu e, tu ești în nișa ta, ești pe filmul tău, ești pe viața ta, e bine, ești... Cum da, pentru mine e mai mare satisfacția asta decât asta bănească, ca să zic. Adică aș putea să fac mai mulți bani creând, nu știu, flow de clienți, știi, să am mai... Da, prefer să lucrez la mașina lui Pascu jumătate de an, prefer să lucrez la mașina mea un an jumate, stau liniștit acolo, ciocănesc eu, fac eu. Înțeles. Și în final ai zis că ești pe o pantă ascendentă. Eu așa consider, actual, da. Foarte bine, asta e cel mai important. Da, o să vin. Și cam asta e, nu știu. Tu ai întrebări pentru mine? Cine e următorul participant la... Nu, asta e întrebarea mea. Ca să păstrăm religia, tradiția, va trebui în momentul actual să definești următorul intervievat al meu și al lui Eduard din cadrul clubului, deci trebuie să ne limităm la membrii clubului, da. Pe care vrei tu să ai vrea tu să vezi un episod cu el. Pe Mocanu, deci, ca să vedem cum a construit. Pe Mocanu, nu? Deci mă trimis la Galați. Te trimis la Galați ca să vedem cum a construit podul de la Brăila, el fiind din Galați. Și oricum are să-mi dea 25 de lei, asta să-i spui. 25 de lei, Mocane, dă-ne banii că e gras. Deci trebuie să mergem la Galați. Mă pui să merg cu Opel-ul la Galați în februarie. Îți dau BMW. Îmi dai BMW, da, înțeles. Deci următorul episod va fi cu Bogdan Mocanu de la Galați, moldoveanul clubului nostru. Puteți să puneți în rubrica de comentarii dacă aveți întrebări pentru el. Presim că nu o să fie absolut nicio întrebare. Că nu știe cine e. Nu știe cine e. Dar știi că omul s-a dat la curse, că nu știa în ce sale curse. Păi da, el omul așa a intrat în cu Nissan era? Nissan GTR. Nissan Sunny GTR. Care trăgea mult, făcea bine. Omul nu mai are mașină acum. L-a bătut pe Buga. L-a bătut pe Buga. L-a bătut, aveți și filmare. Și Buga, nu știu. Băi, băiatule, mașina aia trăgea rău. Adică eu mă dădeam cu roa, eu cu Ascona 350 de cai, roa cu E46-le 300. Eram așa, înțelegi? Pe autostradă, noi ne dădeam, noi nebuni. A trecut Buga, mâncați și gata, a schimbat a patra în geamul meu. Am zis că am murit toți. Și pe lângă asta venea Mocanu și îl bătea pe Buga. Și Mocanu îl bătea pe Buga. Ok, deci pare că sunt premisele pentru chiar un show brutal, că acolo nu cred că o să vorbim de prea multe lucruri, că omul nu mai are mașini așa, dar cred că o să iasă o panoramă corectă. Ba da, are și face acum, și face Subaru, cum? Și face Subaru, nu? Subaru. Auzi, mă, că avem și intrigă. Are ce să povestească, caută să cumpere un motor acum. Deci Edi merge la Galați. Ne cazăm la singurul hotel din oraș. Eu știu ce să zic. E mare Galați, mai mare decât Brăila. Și ne băgăm sub pod acolo, dacă filmăm sub pod cu... Păi ce să zic? Adi, mersi pentru ospitalitate. Mulțumesc. O să încheiem acum. Trebuie să mâncăm ceva, că am băut pe motorul gol. Și cam aia e. Gata, blană.